Vă spun sincer că am organizat multe evenimente aici, la gazda noastră din această după-amiază, Librăria Humanitas Cismigiu, dar atât de multă lume nu am văzut până acum, ceea ce este un lucru foarte bun și mă bucură faptul că există un interes vădit pentru ceea ce înseamnă educație și sistemul de învățământ de la noi din țară. Am să încep cu o scurtă introducere, prezentând campania noastră, campania Te așteptăm în librărie, o campanie, un proiect foarte frumos, aflat la 11-a ediție, iată 11 ani, eforturile conjugate ale editurii Herald împreună cu librăriile partenere și, bineînțeles, cu librarii. Toate aceste lucruri ne-au ajutat să ducem mai departe acest frumos proiect, această campanie națională și ne dorim în continuare să avem cât mai multe ediții din campania Te așteptăm în librărie. Suntem cu toții în căutarea sensului vieții. Toți ne dorim o viață împlinită, iar scopul suprem al acesteia este fericirea noastră și a semenilor noștri. Indiferent că vorbim despre necesitatea regăsirii dimensiunii spirituale, care reperă în frumoasa călătorie a omului către sine, despre armonia și echilibrul din propria viață sau din relația de cuplu, sau cum să creștem copii frumoși și sănătoși prin parentaj conștient, cărțile într-adevăr pot schimba vieții. Cartea este un instrument esențial pentru educație. Așa cum vă spuneam, de-a lungul celor 11 ediții derulate până în prezent, campania Te așteptăm în librărie și-a atins obiectivul principal, acela de a cultiva obiceiul cititorilor pentru lectură, de a transforma lectura într-un stil de viață firesc, sănătos, autentic și de normalitate. Campania a pornit de la ideea repoziționării librăriei tradiționale ca un loc primitor și deschis, ca un spațiu magic, aș spune eu, în care librarul facilitează întâlnirea cititorului cu cartea și face ca această experiență să fie specială de fiecare dată. În perioada 1 august, deci în urmă cu aproape o lună, a început această campanie și până la 1 noiembrie 2019, editura Herald vă oferă șansa să redescoperiți cât de importantă este lectura în viața și în dezvoltarea noastră personală și modul în care cărțile ne pot ajuta să ne cunoaștem pe noi înșine mai bine. Cărțile ne pot face mai buni, mai înțelegători, mai înțelepți și, de ce nu, să avem propria noastră viziune despre lume și viață. Cărți deschise pentru minți deschise, sloganul acestei campanii, va rămâne întotdeauna cel mai bun și mai sincer îndemn pentru a considera lectura ca un mod de autocunoaștere, de redescoperire a identității și a propriilor valori, o sursă inepuizabilă de inspirație și înțelepciune. Pentru că suntem împreună cu toții în acest demers de căutare a celor mai relevante răspunsuri la întrebările existențiale, precum cum să ne trăim viața de zi cu zi în armonie cu noi înșine și cu ceilalți, cu semenii noștri, cu cei dragi, părinți, copii sau parteneri de cuplu. Cum ne găsim calea în viață, de unde venim și încotro ne îndreptăm. Am adus pe rafturile librăriilor partenere 30 de titluri care cu siguranță vor suscita interesul cititorilor. Evenimentul din această după-amiază l-am intitulat Educație versus Învățământ, asumarea rolului formator în dezvoltarea copilului și alegerea celor mai potrivite alternative educaționale. Eveniment, așa cum vă spuneam puțin mai devreme, găzduit de Librăria Humanitas Cismigiu. La nivel global, actualul sistem de învățământ, actualul sistem educațional se confruntă cu mari probleme. În plus, departe de a oferi o educație adecvată elevilor, celor mici, sistemul ajunge adesea să epuizeze pe profesori, să streseze părinții și să îndepărteze elevii de școală. Nu există părinți perfecți, nu există educatori perfecți, nu există copii perfecți și nici relații fără tensiuni. Ne dorim ca prin intermediul titlurilor pe care le prezentăm în această după-amiază și care vor fi un fel de trigger, de element de legătură prin conținutul acestor cărți cu subiectul, cu dezbaterea noastră, ne dorim ca aceste cărți
să reprezinte un sprijin real în călătoria pe care o facem alături de oamenii buni, pe care vrem să-i creștem și care vrem să devenim. Așadar, vom discuta pe marginea titlurilor Mindfulness pentru profesori de Patricia Jennings, din colecția Mindfulness, despre educație de Jiddu Krishnamurti din seria de autor, Jiddu Krishnamurti, și disciplină cu dragoste și limite de Jerry Wyckoff și Barbara Unil, ultimul titlu publicat în colecția Parentaj. Îi avem alături de noi și le mulțumesc din suflet pentru că ne-a onorat cu prezența. Invitații: Lila Vasilescu, trainer, facilitator programe de educație socio-emoțională la Școala Internațională Verita, director Fundația Verita; Andreea Neagu, psiholog, psihoterapeut și supervisor; Andreea Puiu, profesor, dezvoltator Pedagogia Fericirii, inițiatoarea campaniilor Cartea de pe Catedră și Aleg să fiu un profesor fericit, în urmă cu două ore și jumătate am fost cu Andreea Puiu la Radio 7 și am vorbit despre acest eveniment, și nu în ultimul rând Sabina Strugariu, psiholog, psihoterapeut integrativ. Specialiștii noștri sunt invitați să vă împărtășească, dumneavoastră, publicului cititor, câteva repere practice din teoriile psihologice și educaționale care ne pot ajuta să avem o comunicare mai bună și o dinamică armonioasă în relația copil-părinte-educator. Vom discuta despre conectare și empatie și despre cum putem îmbunătăți conștient viața emoțională a copiilor noștri. Aș vrea să amintesc foarte pe scurt și câteva alte titluri din colecția Parentaj, pentru că colega noastră nu a putut veni, colega noastră, coordonator de colecție, coordonatorul colecției Parentaj, Gabriela Denis. Așa că am să vă amintesc alte câteva titluri foarte importante în această colecție: Copiii noștri frumoși și sănătoși, de Aleta Solter; Jocul atașamentului, tot de Aleta Solter; O viață fără droguri, de asemenea, Aleta Solter; Educație fără constrângeri, de Michael Thompson; Creștem împreună, de Naomi Aldort; Familia conștientă, apropo de ceea ce înseamnă mindfulness și atenția conștientă, de Șefalița Bari; E băiat, la fel, de Michael Thompson. Așadar, începem evenimentul nostru. Prima întrebare am să o adresez Lilei Vasilescu. Ce diferențe există între educația formală și cea non-formală? Putem face o paralelă între educație și învățământ? Funcționează? Bună seara, în primul rând, tuturor. Îmi pare rău. Sunt și eu copleșit, aș putea spune, de numărul mare în care văd că participă în această seară mulți dintre dumneavoastră, și mă bucur tare mult pentru că am simțit în ultimii ani, apropo de întrebarea ta, Sorin, cum acest domeniu al educației cumva îmi apărea în minte, chiar și înainte să lucrez în acest domeniu, ca și răspuns cumva la multe din problemele cu care mă confruntam în jurul meu. Ajungeam mereu la faptul că, cred că dacă am lucrat mai mult la, în această zonă și am încercat să aducem modele sau măcar să scoatem la suprafață ceea ce este deja și să vedem de unde ar trebui să începem să lucrăm, un prim punct de reper. Educație formală și non-formală. Pentru mine subiectul este complex. Răspuns la întrebare ar fi unul complex. O să încerc să aduc perspectiva personală, care vine în urma experienței de lucru atât pe partea medii defavorizate, ceea ce organizație non-profit, unde să ajungem la acești care nu au acces la un model educativ potrivit, aș spune eu momentan, ca să nu intru în prea într-un domeniu care ar fi mult prea complex de dezbătut, cel puțin acum, legat de sistemul public.
cât și pe partea de sistem școlar, de școală privată, care este școala unde lucrez eu. Și aici aș spune că am încercat să observ, să încerc să observ de unde apar discrepanțele foarte mari și de ce atunci când încercăm să ajungem la copii prin modelul formal cu care am crescut și noi, există problemele care există și de ce rezistența este mare și în rândurile copiilor, dar și în rândurile educatorilor. Recunosc că la început de drum, lucrând în școală și lucrând cu copii, atenția a fost foarte mare pe copii, bineînțeles, adică pe ce trebuie să facem noi cu acești copii, ce curiculă trebuie să le predăm, ce concepte din educația formală pe care o știam și eu. Și nu ne-a luat mult timp să ne dăm seama că, de fapt și de drept, pentru a ajunge la acești copii, trebuie să ajungem în primul rând la adulții care îi înconjoară. Și că, de fapt, în acest domeniu al educației, atenția, în primul rând, ar trebui pusă în această zonă. Și atunci lucrurile aparent se simplifică, că știm despre ce e vorba, dar se complică când încercăm să facem acest lucru. Și aș spune că în acest moment, după o mică experiență, pentru că mi se pare că totuși 4-5 ani e doar începutul, așa l-am simțit, de lucru în zona aceasta, sunt lucruri extraordinar de încurajatoare. La fel cum în prima fază, sigur că atunci când ne uităm undeva, vedem, iese la suprafață ce nu funcționează. Și în educația aceasta formală, aș spune că, în primul rând, ne uităm într-o direcție în care pare mai ușor ca să rezolvăm ce avem de rezolvat, să bifăm cumva că este educație ceea ce le facem acestor copii. Și că atunci când ajungem de fapt la problema reală, aceea de lucru cu noi înșine, ceea ce ar presupune cumva o dezvățare și nu învățare a tot ceea ce am acumulat, și aici am intrat în zona mult non-formală, este greu. Pentru că venim fiecare, sigur, ca și educatori, ca și părinți, vorbesc din ambele perspective, cu bagajul nostru, cu lucrurile cu care nu ne este ușor să lucrăm și lucrurile care, deși prima fază poate chiar conștientizate, nu înseamnă că se și rezolvă. Și aici am simțit cumva punctul în care am întâmpinat rezistent. Și ce am încercat să facem a fost din elanul acesta și din dorința cumva de a schimba lucrurile peste noapte, ceea ce recunosc că vine și cu o doză mare de energie și de putere de muncă, dar uneori vine și cu această nesăbuință și această pasiune care poate duce la decizii nu neapărat constructive. A trebuit să opresc puțin procesul, atât în zona de fundație, cât și în școală, și să încerc să privesc, în primul rând, la mine, apropo de unde ne uităm întâi, și să încerc să înțeleg legat de educația mea formală și non-formală și cum am primit-o și eu și cum îmi doresc să o duc mai departe. Și aici mi-am dat seama că trebuie să pornim cu acești oameni, fie educatori sau părinți, și să invităm cumva, așa cum îmi place tare mult cum a scris Krishnamurti, către invitația aceasta, către încercarea de a simplifica lucrurile, de a ne întoarce cumva la simplitate. Când ne-am întors cumva privirea în zona aceasta și am luat atât copilul cât și adultul, am ajuns la niște lucruri care apar în ambele modele, până la urmă, dacă ne interesează procesul de învățare la un copil și cum se dezvoltă creierul lui pentru învățare. Pornim de la niște nevoi de bază, pornim de la știință, pornim de la un common sense, să spun așa, un bun simț, care cumva și eu m-am simțit prinsă în vâltoarea aceasta în ultimii ani a cunoștințelor care vin din atât de multe direcții, în
această dorință de a acumula cât mai multă informație, care a fost utilă, sigur că da, doar că la un moment dat îți dai seama că toate se învârt în jurul acelorași lucruri și că oricum până nu te oprești și începi cu tine să vezi unde ești tu și care ți-e intenția ta și de ce vrei să fii acolo cu copiii respectivi sau cu educatorii respectivi, e foarte ușor să te pierzi în marea aceasta de informație și atunci e greu inclusiv să aleg că e educație formală sau non-formală mai bună, că trebuie să-mi stabilesc eu întâi prioritățile și intenția. Mulțumim foarte mult, Lila Vasilescu. Andreea Puiu, cum alegem cea mai potrivită variantă de educație pentru copilul nostru? Am urmărit atenție pe... Da, și, într-adevăr, modelul, nu știu dacă neapărat, modelul de educație ar putea să se adăpostească sub cuvântul potrivit, ci nu este actual pentru nevoile noastre ale tuturor, educatorilor, ale copiilor, ale părinților. Am observat foarte mulți copii trecând de mână sau pe trotinete cu părinții și oprindu-se puțin să se uite la eveniment. Și mi-aș dori atunci când din toată vitrina vieții aleg ceva să pună preț pe fericire. Pentru că doar în felul acesta ochii noștri sunt vii, inimile noastre sunt calde, pulsul nostru este potrivit spre acțiune. Atunci când alegem pentru familia noastră, de fapt, ce va aduce școala, pentru că împreună trecem prin toată școala, nu pot să spui că este doar școala copilului, este important să stăm ca părinte, umăr lângă umăr, alături de copil, să vedem care este energia lui, care sunt trebuințele lui, care este interesul lui, pentru că, de fapt, îi alegem un drum pe care îi vom fi alături și este foarte greu să stăm alături de un copil care trăiește dezamăgirea, care trăiește furia, care trăiește o emoție pe care noi cumva nu o onorăm, nu că nu ne-o permitem, nu o onorăm. Ca educator este important să stăm în aceeași bancă cu copilul și mi se întâmplă foarte des să stau lângă copil, să observ respirația, cum mi se mișcă mâinile, cum mă percepe pe mine. Și atunci, călătorind așa prin multe școli, cum spunea și Lila, mi-am dat seama că fiecare clasă aduce un model de fericire, că nu poți să pui o ștampilă, pentru că ai transformat, de fapt, într-un fel de genă acea idee de fericire. Toată fericirea să fie pusă la un loc amestecată, când ea presupune foarte multe răsaduri în funcție de etapa noastră de viață, în funcție de experiențele noastre, în funcție de curajul pe care îl avem, să ne uităm la toată viața așa cum ne-am construit-o, fie că am galopat prin ea, fie că am fost răbdător cu noi. Învățăm foarte multe cuvinte atunci când apropiem de fericire, de la zâmbet, la eliberare, la blândețe. Sunt foarte multe dimensiuni ale fericirii pe care noi le urmărim atunci când alegem un model. Am observat într-adevăr că noua generație de părinți este un fel de armată, în sensul bun, de a lupta pentru ceea ce într-un fel reprezintă nevoile nesatisfăcute. Au revenit la școală cumva cu șansa de a observa că totuși școala este un loc al speranței și că nu este un loc unde visurile lor sunt gropate. Mă uit spre această generație ca spre o generație cu care am putut să fiu și specialist și prietenă, cu care am făcut evenimente formale sau non-formale. Am avut curajul acesta al vulnerabilității și am putut să fim printre copii împreună. N-am respectat cumva cuvântul atât față de copii cât și față de noi și ședințele chiar au fost într-adevăr un spațiu al deciziei, nu au fost simple întâlniri administrative. Atunci când alegem un model pentru copil, ne gândim că modelul acesta îl va multiplica alături de copii,
pe care îi vor avea alături de oamenii respectiv și cred că cu toții ne imaginăm că atât copiii noștri vor fi cele mai bune persoane din această lume, cât și educatorii pe care îi alegem să rezoneze lângă copilul nostru, să-i permită să-și trăiască emoțiile, să spună cum vede lumea. Nu cred că am putea să ignorăm aceste lucruri, pentru că până la urmă este șansa fericirii pe care ne-o oferim nu doar nouă ca părinți, și cred că lumii în care vrem să se dezvolte copilul, pentru că așa cum știm, este o influență invizibilă a celor din jur asupra copilului nostru. Și la întâlnire pe care le-am mai avea, am asistat și de psiholog în cadrul școlii, punctam alături de psiholog faptul că nu contează doar ce face copilul dumneavoastră, contează și la ce poveste este expus. Dacă el observă că este în regulă, este firesc într-o școală să-i spună sau să, nu știu, fie pus în afara clasei sau să nu aibă pauză, nu este deloc firesc, este total nefiresc față de uman. Și am ajuns de multe ori să permitem ca părinți sau ca educatori comportamente care nu respectă umanul în primul rând. Și la asta trebuie să ne gândim când alegem un model. Mulțumesc, Andreea Puiu. Să spunem că Andreea este profesor la școala Pia Brătianu, deci, hai să spunem, reprezentant al învățământului public. Sabina Strugariu, privim educația sau cel puțin ar fi de dorit să privim educația mai departe de bunăstarea materială a propriului copil. Cât ne preocupă impactul educației primite de către copil, de către propriul copil asupra lumii? Cât ne preocupă? Cât de mult ne preocupă pe noi, da, ca părinți, ca educatori, impactul educației primite de propriul nostru copil asupra lumii? Ce frumoasă întrebare! Este foarte important să îi creștem cu umanitatea. Așa cum spunea Andreea, cred că asta lipsește foarte mult din învățământul formal al zilelor noastre. Cred că foarte mult... nu-mi dau seama dacă... și în mediul non-formal este la fel, însă competitivitatea este una dintre principalele modalități prin care copiii sunt învățați să facă lucruri sau constrânși să facă lucruri, comparându-i cu ceilalți. Este foarte greu să construiești o lume mai bună sau mai blândă sau mai umană dacă mereu te uiți în curtea vecinului. Și nu știu, asta e... ceva ce mi-a plăcut foarte mult la Krishnamurti, apropo de chiar și de titlul cărții despre educație și cu valorile lui despre viață, e tocmai ideea asta că nu e vorba despre material, nici măcar nu este vorba despre spiritual, ci că pentru a avea o viață fericită sau, da, e nevoie de integrare, adică acel copil să fie integru, să știe cine e și să poată să fie atent la lumea din jurul lui. Da? Dacă tu îl educi să câștige bani sau să câștige statut sau să facă niște lucruri pentru că și tu ai făcut la fel și la fel le dai mai departe, pentru că este o pe care l-am învățat, da? Ce spunea Lila mai devreme, că avem nevoie de dezînvățare. Ca să putem să dezînvățăm niște lucruri, e nevoie să fim atenți la noi, în primul rând, și să dăm asta copiilor mai departe. Da? Și atunci nu ai cum, dacă tu asta sădești, da, lucrurile, nu știu, materiale sau ca și obiectiv asumat, nu prea ai timp nici tu să te uiți la lumea din jurul tău. Cum e, ce faci, care este impactul pe care îl ai, decât în maniera în care ai impact dacă ai atins niște obiective, indiferent dacă sunt conform nevoilor tale, cine ești tu, ce talente sau ce vocație ai, că asta e un lucru care mi se pare esențial și pe care, din păcate, observ că învățământul îl uniformizează, îl egalează. Da? E nevoie să fii
la fel, toată lumea învață aceleași lucruri în același ritm, da, indiferent, totul e, da, și de obicei e datorită faptului că chiar mai devreme îmi spunea o prietenă apropo de ceva ce i-a spus mama ei, fiicei, deci bunica fiicei, trebuie să înveți sau să citești, uite cum făcea mama ta, că uite ce bine a ajuns. Ce bine a ajuns însemnând că lucrează într-un anumit loc, că e, chiar dacă, nu contează dacă asta te face fericit. Și mi-e greu să cred că dacă tu nu ești fericit, de fapt nu că mi-e greu să cred, nu cred, da? Dacă tu nu ești fericit, poți să sădești asta în jurul tău. Da, există și o sintagmă frumoasă, mie îmi place mult de tot, părinți fericiți egal copii fericiți, sau poate fi și invers, copii fericiți egal părinți fericiți. Andreea, cât se preocupă educația actuală de cunoașterea de sine a copilului? Ok, foarte bună întrebare. Eu o să încep, în primul rând, prin a-mi cere scuze. Vocea mea nu este vocea mea. Să spune că de la prea multă înghețată. Și atunci o să mai iau unele pauze. Cât se preocupă educația de cunoașterea de sine a copilului? Eu sunt o persoană foarte optimistă și în fiecare interacțiune cu copii de vârste mici sau mari încerc să văd ce are omul bun. Și atunci, chiar și în ședințele de consiliere parentală, chiar și în clasă, atunci când mai predau uneori, chiar și în cabinet, încerc să îi ajut sau să găsesc modalități să vadă lucrurile acestea bune despre sine. Dar ca să ajung acolo, evident că au nevoie de un proces întreg de autocunoaștere. Și din punctul meu de vedere, la nivel internațional, cred că se dorește ca elevul, copilul, să poată să aibă acest proces și în cadrul educației formale, apropo de educație formală și informală. De aceea, în sistemele internaționale sunt introduse programe de învățare socială și emoțională, care au și partea aceasta de autocunoaștere, de cunoaștere de sine, care ulterior ne facilitează cunoașterea celorlalți. Acum, în sistemul public, n-aș putea spune că este un proces în derulare sau un proces, nu știu, amplu. Într-adevăr, ce știu este că s-au introdus acele ore de dezvoltare personală de la clasele mici și știu că sunt anumite lecții sau anumite tematici care sunt focusate pe cunoașterea de sine, pornind de la identificarea emoțiilor, ceea ce reprezintă un proces de bază în inteligența emoțională, da? Conștientizarea emoțională. Apoi în cunoașterea celorlalți, din nou, care ne duce spre abilitățile relaționale. Cred că toate aceste abilități și toate aceste zone de învățare sunt obligatorii pentru copiii generațiilor noastre. Copiii generațiilor noastre nu mai au nevoie să le dăm informație și atât. Copiii generațiilor noastre au nevoie să îi ajutăm să se cunoască pe sine, să îi ajutăm să-și crească reziliența și adaptabilitatea, tocmai pentru că viitorul nu le mai oferă ce ne-a oferit nouă. Da? Majoritatea meseriilor de astăzi nu vor mai exista în minim 10-15 ani. Astea spun studiile recente. Și atunci tot ce putem face pentru elevii noștri este să îi învățăm cum să se adapteze și cum să fie rezilienți, adică cum să facă față dificultăților prin care vor trece ulterior, când vor ajunge adulți. Deci mi se pare obligatoriu. Acum că se face sau că nu se face, evident, asta ține de fiecare clasă în parte. Am întâlnit educatori extraordinari, extrem de dedicați, care nu au niciun fel de studiu de psihologie sau psihopedagogie și fac niște programe de învățare socioemoțională autentice, da? Din ce simt ei, pentru că se conectează cu copiii lor și văd ce nevoie au acei copii. Am întâlnit și cadre didactice care predau extrem de clasic, prin metoda pedepsei, prin metoda criticii și atunci vă dați seama, acolo nu prea are loc relația și conectarea. Din punctul meu de vedere, în momentul în care văd copilul din fața mea așa cum este el, cu sinele lui autentic, o să-mi dau seama care e nevoia acelui copil. Și de cele mai multe ori copiii strigă, da? Strigă prin comportamentele lor, strigă prin emoțiile lor. Vede-mă, uite-mă, sunt aici, acesta sunt eu. Vom vedea, ne vom da seama foarte ușor că acei copii au nevoie în primul rând de joacă,
Joaca este principalul proces de autocunoaștere, cel puțin în primii 7 ani de viață. Mi se pare obligatoriu ca și la clasele primare să mai existe ore de joacă. Apoi există interrelaționarea. Copiii încep să învețe de pe la clasele primare despre sine din relație cu celălalt, din relație cu ceilalți copii. Și apoi, pe măsură ce cresc în adolescență, începe și conștientizarea de sine mai profundă. Da? Încep ei să se ducă să citească, să pună întrebări în afară pentru a se cunoaște mai bine. Da? Deci sunt tot felul de modalități și mecanisme, uneori foarte simple, pentru a-i ajuta pe copii să se autocunoască. Lila, care este rolul comunității în creșterea și educarea unui copil? O, da. Pentru mine, partea aceasta de comunitate e, cred că, zona de suferință personală cea mai mare pe care o observ prin această, cumva, chiar adineauri vorbeam între noi, prin această separare aparentă care credem că există între noi. Și observ lucrul acesta la fel din experiența în școală și în fundație, dar aș porni cu un exemplu pur personal legat de fiul meu, pentru că mi-aduc aminte, noi copii fiind, am avut această componentă socială, deși pe partea cealaltă vorbesc din... mă refer la propriul meu exemplu, nu generalizez. Zona de educație formală nu a fost cea mai grozavă, nu am amintiri grozave în zona aceasta, decât că un copil extrem de curios fiind și extrem de revoltat de nedreptate, eram foarte des pedepsită pentru faptul că puneam întrebări suplimentare sau atrageam atenția că ceva nu mi se pare că e în regulă. Și atunci, ce sunt convinsă acum, la vârsta mea, că a ajutat foarte mult, apropo și de ce spune Andreea, pe zona de relaționare, a fost timpul acela pe care poate mulți dintre voi îl recunoașteți, vă recunoașteți în acest scenariu, în care de la școală veneam acasă, la mine era în oraș, într-un oraș, în Galați, acolo m-am născut, și restul zilei petreceam în jurul blocului, cu gașca de prieteni, unde s-au format, aș putea spune, bazele educației socio-emoționale. Cred că uneori am fi avut nevoie de un adult care să ne mai direcționeze pe aici, pe acolo, sau cel puțin acel adult care să ne explice niște lucruri și să înțelegem niște procese și emoții, dar în mare, acea zonă de siguranță care formează acest model de comunitate, așa cum era, a contat extraordinar de mult în formarea mea ulterioară. Și observ acest lucru pentru fiul meu în principal, pentru că din poziția de mamă automat e o preocupare pe care o am, și în școală, lipsa acestui model acum. Pentru că în București, cel puțin, de foarte multe ori, copiii sunt aduși la școală, petrec timpul care îl petrec, care e extraordinar de mult din punctul meu de vedere, și apoi sunt luați de părinți și duși înapoi acasă. Deci ne mutăm din cutiuțe în cutiuțe, să zic. Mai avem acces sigur la zone, la parcuri, dar și acolo este mereu această supervizare a unui adult, pentru că nu suntem în București, nu putem să stăm din N motive și nu spun că nu sunt reale. Avem nevoie de această supervizare cumva a copiilor și să fie totuși cineva acolo cu ei să îi protejeze de eventuale pericole. Totuși, lucrul acesta se imprimă foarte mult pe calitatea timpului pe care acești copii îl petrec și văd și în școală copii care sunt flămânzi după această interacțiune socială nesupravegheată. Au nevoie să fie și ei liberi, fără ca cineva să îi observe mereu și să le spună ce au de făcut și cum, să-și facă acele relații între ei. Mi-aduc aminte, am nenumărate exemple de situații în care mă certam cu copiii, în care ajungeam la conflicte chiar, dar cumva țin minte și nopțile nedormite în care mă gândeam cum să fac și ce să spun ca să rezolv acel conflict. De ce? Pentru că diferența, mai spuneam de curând,
stăteam de vorbă cu cineva legat de acest lucru, când merg cu fiul meu într-un parc în București și probabil poate în parcul ăla mai ajung sau nu mai ajung, dacă fiul meu are o interacțiune cu un copil și îl rănește într-un mod, eu știu, verbal sau fizic, sau există un conflict acolo, interesul lui să depună un efort să întrețină acea relație este unul mic, dacă el nu se mai întâlnește copilul acela niciodată. Pe când mi-aduc aminte, copil fiind, cât de mult conta să rezolv situația aceea mâine cu prietena mea, Irina, cea mai bună, pentru că e prietena mea și o să mă văd cu ea în fiecare zi și vreau să întrețin acea relație. Și bine, comunitatea are acest rol cumva de a accesa valori extrem de relevante din punctul meu de vedere și valori de care avem mare nevoie acum în societate, tocmai prin faptul că suntem acolo împreună zi de zi, e cumva ca relațiile în care suntem noi în fiecare în casa noastră, în apartamentul nostru, dar cumva în acest model în care suntem împreună avem și această oportunitate unică pe care copiii noștri nu o mai văd astăzi și e foarte trist de a modela lucrurile acestea. Dacă fiul meu mă vede numai pe mine în relație cu tatălui sau în interacțiunile lui și nu ne vede într-un alt context, este privat de foarte multe interacțiuni din care ar putea învăța extraordinar de mult. Și pe lângă acest aspect este acel suport cumva care vine, sigur că în comunități, nu pe vremuri, ideea era să-mi fie bine, pentru că dacă mie bine o să-ți fie și ție, când apărea o problemă toată lumea era dornică să rezolve, pentru că nu, când stăm acolo cu toții și supraviețuim în acest mod, e important starea de bine, e important a fiecăruia dintre noi. Și atunci am observat în școală mai ales că atunci când reușeam să organizăm evenimente în care copiii veneau împreună și ieșeau din contextul de școală, avem un eveniment anual în care practic toată școala se transformă ca într-un restaurant și ei pe diferite echipe vin de dimineață și fac tot, de la amenaja restaurantul, să gătească, să servească, la sfârșit să curețe, să ia comanda, totul se întâmplă și totul e organizat numai de ei. Și când i-am văzut pentru prima oară, țin minte primul astfel de eveniment, de unde îi știam în contextul de clasă, pentru mine a fost, minte și acum, acea emoție pe care am resimțit-o privindu-i cât de tare s-au responsabilizat. Și ăsta aș spune că e, apropo de valorile despre care povesteam, și lucrul pe care eu l-am primit în momentul în care eu eram responsabilă acolo în fața blocului, de cum îmi trețin relația cu prietenii respectiv, pentru ce cauze mă lupt, ca să spun așa. Asta am simțit la ei în momentul acela, cât de frumos ei s-au organizat. Acolo nu mai erau supervizați de adulți, ei deveneau, erau voluntari, erau cei care se oferiseră să facă aceste lucruri. Și am văzut cum, cumva, în momentul în care noi ne-am dat la o parte, noi adulții care știm noi cum se fac lucrurile și trebuie să îi observăm și trebuie să fim acolo, când noi ne-am dat la o parte și toată curtea imensă, ei erau acum cei care trebuiau să se desfășoare, cum singuri au preluat niște responsabilități și au manifestat niște valori, de am rămas toți muți. Și cred în continuare că dacă în zona aceasta de a fi mai mult împreună decât separat ne-am pune atenția, lucrurile nu numai că s-ar desfășura mai ușor, dar și mult mai rapid. Asta o spun eu, cea care îmi doresc schimbări să se întâmple, pentru că am observat în contextele acestea cum foarte multe probleme, pentru că suntem mai mulți, dar cum suntem și acum. Nu? Dacă suntem unul, doi care ne dăm cu părerea într-un anumit subiect, nu e suficient ca să fim în acest împreună, trebuie să dăm oportunitatea oamenilor de a vorbi, de a fi unii cu ceilalți, pentru că așa toate aceste lucruri minunate despre care vorbim că le dorim pentru copiii noștri, mie mi-e un lucru foarte clar. Până nu modelăm noi lucrurile astea ca adulți, nu putem avea nicio pretenție de la ei. Deci dacă vrem să aibă valorile care ies la suprafață atunci când sunt în comunități și care ne bucură când îi vedem împreună cu alții, trebuie noi ca familie, în primul rând ca societate, să le oferim acest exemplu de împreună. Mulțumim, Lila Vasilescu. Andreea Puiu, pentru că mi-ai spus în mai multe rânduri că îți place foarte mult cartea Mindfulness pentru profesori, ai și scris despre ea și ai recomandat-o. Cum putem obține
armonie, echilibru și productivitate în sala de curs. Mulțumesc foarte mult pentru această invitație de a onora această carte care m-a însoțit mulți ani, pe care am pus-o cumva foarte prețuită în bibliografia pentru lucrarea mea de doctorat. Aș vrea înainte, pentru că mi-a plăcut foarte mult cum a strâns în răspunsul ei, Lila, ideea de comunitate, să leg puțin resursele la care noi cumva apelăm că suntem împreună și să vă puneți cu toții întrebarea dacă considerați fericirea monedă supremă. Pentru că eu cred că este important să învățăm copiii să facă pentru fericirea lor, cel puțin cât facem noi acum pentru partea aceasta materială, pentru bani. Și atâta timp cât în cadrul comunității se consideră că fericirea este moneda supremă, copiii vor prelua acest preț al fericirii și o vor prețui. Nu o vor lăsa pe ultimul raft. Revenind la carte, pe mine m-a impresionat foarte mult ideea de program de auto-îngrijire propus în această carte. Cu toții ar fi important să facem designul un astfel de program de auto-îngrijire. Ce avem nevoie în momentul acesta? Și tot povestesc eu despre regula numărului 1. Care este primul lucru pe care l-ați face în momentul acesta pentru a vă simți mai bine? Ce v-ați spune în programul de auto-îngrijire? Ce ați selecta? Și aceste întrebări ale fericirii ne conduc spre esențial, exact cum spunea și cu Lila, ideea asta de a simplifica, de a alege strategia cea mai simplă, pentru că de multe ori ne complicăm foarte, foarte mult. În această carte găsiți foarte multe instrumente de auto-îngrijire și partea aceasta în care e important să ne scanăm corp, să vedem ce anume am păstrat în noi, ce nu am perceput ca al nostru până la urmă și este tot timpul cumva sentimentul de străin și cum vom integra aceste componente. Cum ne scanăm corpul înainte să intrăm în clasă, cu ce intrăm dimineața, ce transmitem despre școală. Cartea aceasta este chiar o pledoarie pentru starea de bine și pentru autocunoaștere pentru profesor, astfel încât să reușim mai departe să dăm tot ceea ce înseamnă, tot ceea ce oglindește calmul, blândețea, răbdarea. Cu alte cuvinte, profesorul ar trebui să fie oglinda magică a copilului. Și este, ne amintim, vă amintiți că ați avut multe oglinzi magice în școală? Eu sper că ați avut parte de așa ceva, pentru că această oglindă magică, potrivit efectului Pygmalion, v-a făcut să deveniți mult mai buni, în primul rând pentru dumneavoastră, astfel încât să aveți curajul de a continua atunci când întâmpinați o dificultate și să vedeți în sâmburele dificultății provocarea. Eu vorbesc foarte des de bomboanele cognitive, pentru că îmi doresc copiii să învețe pentru plăcerea de a învăța, acesta este și un indicator al fericirii, și momentul în care ei își doresc să aibă un creier fericit, își dau seama că la finalul unei activități solicitante vine recompensa pe care le oferă creierul și nu neapărat părintele, deci ei sunt mult mai atenți la scorul interior decât la scorul exterior, atunci putem să considerăm că avem un partener de studiu, un partener de formare în copil, că îi oferim acea autonomie astfel încât școala să devină a lor, să o transforme, să ajungă la arhitectura fericirii începând de la banca lor, nu mai departe, ne comparăm băncuțele, exact cum spunea și Sabina. Copiii pot să ajungă foarte bine în preajma cărților, precum aceasta, atâta timp cât profesorii, în primul rând, sunt bine și cât îi pot aduce în binele lor și pe copii, întrucât și în carte se povestește despre burnout-ul profesorilor și de multe ori din acest burnout și lipsa de gestionarea resurselor, noi nu le oferim copilor un model de acțiune de gestionare a propriilor emoții și atunci, din păcate, ajungem la sănătatea mentală a copilului și la burnout-ul elevului, de care nu prea se vorbește. Vorbim despre atâtea lucruri pe care vrem să le aducem în școală, dar fericirea nici măcar sub semnătură nu apare. Și atunci este o pierdere, o risipă de resurse.
Cartea aceasta m-a însuțit foarte mult timp, chiar o am expusă și este plină de sublinieri și de desene și de intervenția mea. Eu sper pe fiecare planificare profesorul să aibă aceste culori și aceste gânduri ale lui, pentru că de foarte multe ori totul este prezentat în țiplă, încât uneori nici nu știi dacă să treci de partea aceasta de ambalat sau nu. Foarte multe lucruri sunt ambalate, fără să fie pur și simplu transformată astfel încât să devină o parte a noastră sau noi să devenim o parte a lor. Și Krishnamurti spune foarte mult despre sensibilitatea aceasta la frumusețea lumii și cum l-a ajuns pe copil să facă parte din natură, să observe cu atenție, să observe cu prezență toate aceste lucruri. Eu cred că este o carte care produce uimire, oricât de bine documentată ai fi, pentru că vine cu multe programe de care, din păcate, profesorii nu au avut parte. Și dacă este să ne gândim la echilibrul acesta de a da și a primi, aș vrea să observ în următorii ani cum profesorii au condițiile de a fi fericiți, astfel încât atunci când ajung în clasă, ajung cu prospețime și ajung cu zâmbet și ajung cu dorința de a face tot ceea ce pot mai bine, uman, pentru copil în acel moment. Pentru că în preajma copiilor suntem responsabili de ceea ce se întâmplă cu ei, de dinamica lor interioară. Pentru adulți este destul de simplu să spunem că nimeni nu ne datorează nimic sau că nu stă în responsabilitatea noastră fericirea celuilalt. Însă atunci când sădești în copil atâtea lucruri care pentru el reprezintă noutate, reprezintă speranță, reprezintă un nou standard. Noi creăm alături de copii un standard al fericirii. Noi îi spunem copilului dacă are acces sau nu la fericire. De aceea se subliniază în lucrările de specialitate că fericirea nu este familiară în școală, că noi nu considerăm că avem efectiv acces. Este pur și simplu un obiectiv pe care noi nu îl enunțăm. În primul rând, ca părinte, aduci copilul la școală știind că nu este posibilă fericirea la școală. Eu mă întreb câți părinți pun copilul pe poarta școlii și spun da, acest copil va fi fericit și mă ocup eu de fericirea de la job. Am încercat cu copiii să fac foarte multe instrumente prin care să le amintim de fericire și părinților, tot felul de stickere, să comunice între ei prin aceste stickere sau au fost teme în care părinții au învățat alături de copii pentru a-și da seama că orice lucru este nou. Dacă învățați o limbă străină, va fi foarte dificil, dar pentru copii nu avem răbdarea de a-i însoți în cunoaștere și avem impresia, a, nu a înțeles, i-am explicat de nenumărate ori. Da, dar acel număr nu este suficient pentru copil în acea zi, din diverse motive și nu putem să negociem în fiecare zi partea aceasta de suficient. Această carte cred că oferă blândețea de care ai avea nevoie din partea unui mentor. Din nou, în țara noastră de multe ori nu ai un mentor când ești la început de drum. Vii cu foarte multă energie, cu acea nesăbuință de care zicea Lila și vrei să schimbi și să aduci acei cai verzi, să le arăți tuturor că se poate și ajungi în acel burnout pentru că nu îți este acel cadru oferit astfel încât să ai timp și de tine. Cei mai mulți profesori merg foarte mult pe exces și sunt considerați buni, dar sunt considerați buni în condițiile în care după cortină sunt aceste sentimente de epuizare, aceste sentimente de frustrare, care sunt foarte bine oglindite în această carte și, într-adevăr, cărțile pot să fie prietenii noștri și să găsim această înțelegere, însă noi avem nevoie de relații sănătoase în școală, să avem nevoie de o cancelarie unde să simți că este spiritul acesta de echipă. Eu chiar vorbeam astăzi despre școala mea unde recunosc că am foarte multe prietene și grupul de suport pentru profesori pe care doream să-l inițiez ar putea să fie asemănător cu acesta. După ore noi vorbim ce s-a întâmplat, ce am putea să facem, ne cunoaștem elevii, ieșim la activități împreună în curtea școlii, dar lucrurile acestea nu se întâmplă peste tot și chiar vorbeam la doctorat cu profesoara mea coordonatoare și îmi spunea Andreea, important este să lucrăm astfel încât să facem lucrurile să funcționeze nu doar pentru o clasă, ci pentru sistem. Da, noi este important să fim optimiști, suntem partea sistemului, dar până la urmă este important să ne respectăm și limitele noastre, pentru că sunt foarte mulți oameni care nu au cele patru picioare ale unei mese, adică au partea profesională solidă, dar nu au partea de acasă profesională, nu au partea de hobby-uri, nu au partea de
prieteni. Și atunci, în grija cui sunt profesorii? Că până la urmă trebuie să fie un circuit al fericirii. Această carte îți oferă o hartă a fericirii la catedră și rămâi cu foarte multe metafore care te pot ajuta cumva să simți că ai un aer curat. Poți să o păstrezi pe catedră, să-ți aduci aminte de valorile care sunt foarte importante și pe care ar trebui să nu le uiți zi de zi, pe, în graba aceea, că haide să mai trag o zi, în condițiile în care fiecare zi este o șansă la fericire. Și nu vorbim de fericirea aceasta doar entuziasmul, vorbim de responsabilitate, de a progresa puțin, de a vedea că un copil a trăit încrederea. Cumva să spui, astăzi încrederea a câștigat. Și dacă vezi și scorul clasei, ce s-a întâmplat în clasa noastră astăzi, cum am reușit, cât control a fost, cât autoreglare a fost, cât dialog a fost, pentru că, din păcate, se întâmplă la finalul unei generații copii să nu se cunoască unii cu ceilalți sau colegele să nu se cunoască pe parcursul acestor 5 ani sau părinții să nu se cunoască. Și atunci cum putem să vorbim de comunitate atâta timp cât sunt bucățele, cât sunt doar diviziuni? Partea aceasta de colaborare merge doar în momentul în care ne cumva ne apropiem de ceea ce suntem noi și nu putem, chiar nu putem să facem lucruri fenomenale pur și simplu făcând un sacrificiu. Ideea aceasta de sacrificiu niciodată nu a funcționat. Pentru că la un moment dat vulcanul izbucnește și este important să prevenim. Cartea aceasta merge foarte mult pe a preveni ceea ce ar putea să se surpe la un moment dat și cred că cu toții când ajungem în momentul de surpare știm, ne așteptăm, știm lucrurile care au făcut lucrurile acestea și ar fi putut să le îmbrățișăm și să le facem solide din timp. Mulțumim, Andreea Puiu. Lila, am o curiozitate, am avut-o de la început. Ce ai în acel săculeț? O scurtă prezentare. O scurtă prezentare, da. O să mă ridic, dacă îmi permiți, ca să vadă toată lumea că am un săculeț la mine, într-adevăr. Ce am eu aici este o jucărie magică pe care noi o folosim atât cu profesorii cât și cu copiii. Sunt niște clopoței tibetani. Și dacă vrei să-ți spun cu ce intenție am venit cu ei... Aș vrea să vă arăt și vouă cum începem noi ziua la școală cu copiii și orele. Dar înainte aș vrea să mă leg puțin de faptul că, apropo de ce a zis și Andreea legat de această carte minunată de mindfulness, știți cum la școală foarte des și ca părinți, dar și ca educatori folosim expresia aceasta de fii atent. De ce nu ești atent? Ți-am spus să fii atent. Și ce e foarte interesant că noi avem această cerință asupra copiilor noștri, dar cine învață cum să fie atenți, înainte să le ceară să fie atenți? Și ce încercăm, de fapt, prin toate aceste joculețe de mindfulness este să antrenăm acest mușchi, îi spunem noi, al atenției, pentru că în mindfulness despre asta este vorba, în primul și în primul rând, în acest proces de autocunoaștere să vedem cine suntem și să vedem ce se întâmplă în corpul acesta, pentru că altfel rămânem foarte mult în zona aceasta, de aici în sus, și suntem, cum spune Richard, fondatorul nostru la școală, suntem walking heads, adică totul se întâmplă aici, dar de aici în jos nu prea intrăm în contact. Și adevărul este că de aici în jos primim răspunsurile cele mai multe legate de ce avem nevoie, legate de cum reacționăm la stres, legate de care sunt mecanismele și uneltele pe care le putem folosi ca să ne autoreglăm. Și aici intrăm într-o altă zonă unde eu sunt extrem de pasionat acum să cercetez și să învăț mai mult și partea aceasta de autoreglare față de autocontrol mi se pare un subiect foarte, foarte interesant pe care poate îl putem dezbate la un moment dat, mai ales în zona aceasta de educație și legat de ce le cerem copiilor. Și atunci, cu acești clopoții, noi când începem ziua, ce vrem să facem este în primul rând partea aceasta de relație. Deci ne adunăm împreună, cerc, suntem pe covor, ne privim unii pe ceilalți și pentru în funcție de grupa de vârstă a copiilor, exercițiul acesta se desfășoară diferit. Sigur, cu cei mici e foarte mult vorba de joc și de a face ca acest exercițiu să fie amuzant și din ce în ce mai sus, ca și grupă de vârstă, putem ajunge cu cei mari, mai ales chiar în zona de a explica în mod cognitiv ce se întâmplă în creierul nostru atunci când accesăm această zonă atenției.
Haideți să facem propriu-zis, că știți cum, vorba lungă, să zicea omului. De ce i-am adus e că eu cred foarte mult în zona aceasta experiențială și cred că cu copiii mai ales, apropo de fericire și ce spunea Andreea, în afara acestui aspect esențial de a-l modela noi în relația cu acești copii, trebuie să le oferim mai mult oportunitatea de a simți. Și când spun a simți, mă refer în tot corpul. De a fi în zona verde, cum spunem noi, unde suntem relaxați, unde suntem calmi, unde avem capacitatea de a ne concentra, unde atenția noastră poate să rămână pe o perioadă mai lungă de timp. Și la școală copiii pentru asta vin, nu? Noi vrem să-i avem acolo ca să putem să le oferim această informație. Și ca să-i avem, trebuie să fie cu noi atenți. Haideți să facem ce mi-am propus. V-aș invita să deveniți pentru un moment foarte conștienți de poziția voastră în scaun, de corpul vostru, eventual dacă ați stat prea mult într-o poziție, foarte mult, v-aș invita chiar și să vă ridicați și să vă așezați puțin și să scuturați mâinile, picioarele dacă simțiți nevoia. Noi ca și adulți suntem mai reușim să ne autoreglăm mai ușor. Dar pentru copii și chiar și pentru voi, o să vedeți că de multe ori simplul fapt de a ne ridica și a ne mișca puțin eliberează din tensiune și ne ajută. Acum v-aș ruga să, pentru cei care se simt confortabil, puteți să închideți ochii. Dacă nu, puteți rămâne cu ochii deschiși, este perfect în regulă. Pe mine partea cu ochii închiși mă ajută ca să mă întorc către mine. Și pentru că mi-aș dori chiar să fiți atenți pur și simplu pentru câteva secunde la ce simțiți în corp. Da? Dacă simțiți pe undeva tensiune, dacă, eu știu, vă gâdilă pe undeva ceva, dacă vă doare ceva sau, din potrivă, dacă e o zonă relaxată. Și odată cu acest lucru, v-aș invita să inspirați profund de 2-3 ori pe nas, și să expirați pe gură, nu vă grăbiți, puteți încerca să numărați până la 4 pe inspirație și până la 4 pe expirație. Și cu fiecare astfel de inspirație să intrați și mai mult în contact cu voi înșivă, cu corpul vostru. Să simțiți greutatea corpului, paun, poate a mâinilor care stau în poală, sau chiar a senzația aerului care intră pe nas, să vedeți unde simțiți mai proeminent, la nivelul nărilor sau poate în piept simțiți aerul sau poate în abdomen. Și aici v-aș invita să puneți chiar și o mânuță pe abdomen ca să simțiți cum intră și iese aerul. Inspirație și expirație, acest dar pe care îl avem, pe care poate nu-l apreciem suficient. Și apoi o să vă invit să ascultați pur și simplu sunetul clopoțeilor cu intenția doar pe sunet, doar de a urmări sunetul pe care l-auziți. Și apoi, în ritmul vostru, vă puteți reîntoarce în cameră, puteți redeschide ochii. Pentru copii, lucrurile sunt mult mai amuzante. Îmi pare rău că nu pot face acest lucru, ar trebui să pot să stau pe jos cu voi aici. Și acest joc al sunetului e fascinant. Prima întrebare, mi-aduc aminte și acum, la cei micuți, într-adevăr, de 4-5 ani, foarte atenți, pentru că au înțeles că trebuie, ei ridică mâna când nu se mai aude sunetul, deci trebuie să fie foarte, foarte atenți ca să ducă până la capăt și când nu se mai aude să ridice mânuța sus. Și a ridicat mânuța sus un băiețel și m-a întrebat: Lila, foarte speriat era, și eu zic: ce s-a întâmplat? Unde s-a dus sunetul?
Apropo de partea tare frumoasă și din cartea lui Krishnamurti, o să mă așez, de curiozitate, de acest dar incredibil pe care, cu care venim pe lumea aceasta și ușurința cu care îl pierdem. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Lila Vasilescu. Sabina, aș vrea să te întreb cine, apropo de cartea Disciplină cu dragoste și limite, despre ce vorbeau mai devreme Andreea Neagu, pedepse, recompense, cine sau ce face ca disciplina cu dragoste și limite să funcționeze? Noi. Fiecare din noi facem. Păi cred că important este, știi, ce înseamnă disciplină. Mi-a plăcut foarte mult, uite ce spune, vezi, toate au o legătură între ele, mie așa mi se pare, toate lucrurile astea. Mi-a plăcut ce spune Krishnamurti despre disciplină, că disciplină vine de la discipol, adică cineva care învață în contact cu altcineva, într-o relație cu altcineva. Da? Și cred că disciplină nu este ceva ce cumva avem nevoie cu toții, depinde cum îi spui, ordine, autoreglare, da? Mie mi se pare că, de fapt, disciplina pentru noi sau un sistemul de învățământ sau un modul de educație pe care l-am primit este foarte similar cu pedeapsa, da? Foarte similar cu trebuie să faci lucrurile într-un anumit fel, altfel consecințele sunt că vei fi pedepsit într-un anumit fel sau altul. Eu văd disciplina ca autoreglare, văd disciplina ca a ști cine ești, a fi atent la tine și a putea să fii atent la ce e în jurul tău. Când am spus că noi facem, cred că fiecare dintre noi, când ești copil însă, nu poți să o faci singur. Cel puțin se spune că, spunea și Andreea mai, vorbind de neuroștiințe, de exemplu, da, că în primii 3 ani de viață, creierul copilului, da, evoluează în relațiile cu adulții din jurul lui și se reglează în mod, sau nu numai în funcție de ceea ce tu ca părinte sau tu ca educător le transmiți copiilor, ci prin modul în care tu și, da, creierul tău poți să te autoreglezi pe tine, pentru că copiii simt că face asta, da? Cum spunea Andreea mai devreme, nu? Dacă intri într-o clasă zâmbind, da? Copiii automat se vor așeza altfel la reacția ta, vor avea, tu vei avea un impact, da? Dacă intri, nu știu, trântind catalogul și urlând pentru că te-a supărat cineva de la o altă clasă cu 2 ore în urmă, da? Și atunci îți vergi nervii pe, da? Îi pedepsești pe copii pentru că nu ești tu autoreglat. Da. Sau pur și simplu poți ca profesor, ca orice om până la urmă, să vii în sala de curs cu un soi de bagaj emoțional de acasă. Nu că poți, cu siguranță, cu siguranță ești, vii. Toți suntem, că unii dintre noi suntem mai conștienți, dar spunea și Lila mai devreme că nu e suficient. Eu vreau să fac o paranteză întâi. Nu știu, de când sunt aici, mi-este atât de drag de fetele astea de lângă mine și mă gândeam că tot vorbim de comunitate. Gândeam și la treaba asta cu competiția, că eu mi-amintesc că fiind în școală am fost constant comparată. Constant comparată însemnând că dacă nu eram suficient de bună, însemna că nu contează dacă eu mă înțeleg bine cu colega mea de bancă care este bună. Trebuia să fiu fie mai bună decât ea, fie ea mai bună decât mine. Da? Și atunci e greu să creezi comunități dacă ești învățat că trebuie să fii singur, adică nu poate fi toată lumea ok. Da? Trebuie să fie unul bun și restul nu ne raportăm la ei sau ne raportăm la ei. Dar mă gândesc că comunitățile se creează așa, că cineva ne aduce împreună și descoperim că avem mai multe lucruri pe care putem construi decât lucruri care ne despart și poate și epuizarea și burnout-ul nu mai e. Nu le mai ducem singuri pentru că, da, dar revenind la disciplină, simțeam nevoia să spun asta, revenind la disciplină și la autoreglare, cred că pleacă foarte mult de la a fi conștient și prezenți, da? De asta mindfulness-ul, sau mă rog, noi spunem mindfulness, dar e o chestie din totdeauna, e despre a fi prezent în viața ta, că până la urmă
nu știm. Suntem aici, e păcat să nu știm că suntem aici, e păcat să nu simțim și e păcat să nu facem ceva cu conștientizarea asta. Și e vorba despre a avea un sens până la urmă, dacă tot ești aici, care este sensul vieții, care este sensul tău. Și mie mi se pare că degeaba pedepsești un copil conform unor tipare sau unor lucruri pe care tu ți le dorești pentru el, indiferent ce-o fie asta, pentru că, nu știu, ca părinte îți dorești să-l păzești pe copilul tău de rele, să aibă o viață bună, să fie, nu știu, cu minte, blând, ce își dorește fiecare. În schimb, ca profesor îți dorești, nu, să ai un impact asupra copilului, să știe lucruri, să le duci, să transmiți niște informații. Dar dacă faci asta pentru că lui e frică de pedeapsă sau că e frică că îl judecă ceilalți sau că e cu tărică sau că dacă nu atinge nu știu ce obiective, nu e suficient de bun sau nu merită să fie iubit, că asta mi se pare un lucru foarte trist. Apropo de cât de mulți copii consideră că nu merită să fie iubiți pentru că nu sunt suficient de buni la școală. Da? Nu merită iubiți de părinții lor pentru că n-au luat nota 10, pentru că nu... Da? Și atunci cred că disciplina este despre autoreglare, despre a învăța că fiecare lucru pe care îl faci, fiecare lucru pe care îl simți, are o, nu știu, o reflecție în afară, se întâmplă ceva. Da? Și atunci dacă tu te simți bine, o să dai asta. Te gândești la niște lucruri, te gândești la tine într-un mod pozitiv sau înveți să fii realist, să trăiești cu ceea ce este, da? Așa te vei raporta și la cei din jur. Da? Iar această disciplină o facem dacă avem o relație. Noi cu noi, noi cu ceilalți adulți și noi cu copiii. Da? Nu are niciun sens să... Uite, mi-a mai venit în minte o fetiță cu care lucrez, care are 8 ani și niște probleme de sănătate, cu care s-a născut și care a avut două operații pe creier și care, de când vine în terapie, sau mă rog, eu merg să fac terapie cu ea la o asociație, vrea să ne jucăm de învățătoare, absolut de fiecare dată. Mi se pare sfâșietor că învățătoarea ei nu face decât să țipe. Asta este ceea ce... Da? Ea este un copil cu nevoi speciale, cu siguranță nu are capacitatea de a învăța niște lucruri și poate că nici nu o să le poată folosi vreodată. Asta dacă va trăi suficient de mult încât să poată să ducă asta mai departe, toate informațiile. Și mama ei este adusă mereu la școală și se spune cum acest copil este dificil, este dezorganizat, nu este atent, se agită, se mișcă, îi deranjează, este o problemă. Și mă gândeam că, de fapt, nu asta, disciplina asta e până la urmă pentru ce? Pentru ce vrei să disciplinezi un copil? Să ce? Să fie cum? Dacă nu fericit sau mulțumit sau să fie ce? Să nu te deranjeze de obicei, asta e. Da. Nu știu, sper că am răspuns la întrebare. Da, disciplina cu dragoste și limite vorbește până la urmă despre a te conecta cu copilul respectiv sau cu propriul copil, sau cu un copil dacă ești educator, dacă ești învățător. Sau cu copilul, sau cu copilul interior. Exact, cu copilul interior. Prin compasiune, prin înțelegere, prin blândețe, prin empatie. Mm-hmm. Și prin atenție. Și limite, exact, a stabili un set de reguli, de limite în relația copil-părinte, în relația copil-educator. Și a ieșit din cercul acesta vicios al pedepselor, cum spuneai mai devreme, al pedepselor și al recompenselor. Ești bun, ești competitiv, ești comparat, etichetat cu alți copii pentru că ai venit cu note bune, e ok. Vei primi o recompensă și stai și te gândești recompensa respectivă până unde va merge. Și am să vă dau un exemplu pe care eu cu Andreea Puiu l-am aflat astăzi de la Robert Tache, de la emisiunea Light Zone de la Radio 7, vorbind despre pedepse, recompense, limite și reguli, când un băiat a dat de 6 ori bacul și anul acesta
era extrem de motivat să ia de această dată cu bacalaureatul. Mașina? Cu mașina? O știi? Pentru că primea de la părinți un Mustang, dacă da. Nu mă înșel. Și ce mașină, nu? Deci cercul acesta al recompenselor sau al pedepselor, iată cât de mare devine la un moment dat. Da, vezi, uite, asta mă gândeam. Uite, Krishnamurti spune foarte mult chestia asta. Îmi dau seama că mie îmi place foarte mult Krishnamurti, da. Că spune, apropo de faptul că noi ne așteptăm, sau nu, am fost educați așa, că el vorbește cumva despre o educație tradițională veche care ține de cum se întâmplau lucrurile la un moment dat, dar care nu se mai potrivește realității noastre. Spunea chestia asta de faptul că noi căutăm și căutăm în exterior, da, să preluăm, cineva o să ne vină să ne învețe, da, o să fie cineva care știe răspunsurile la... Nu de asta ați venit aici, nu? Că cineva știe să ne spună, ascultăm, gata, o să fie bine, da? Și cred că și recompensele și limitele există oricum. Andreea spunea de creierul nostru ne dă adică noi suntem configurați, da? Să evităm niște lucruri, nu? Durerea, suferința și să căutăm lucrurile care ne fac bine. Krishnamurti spune, da? Krishnamurti, una, iubesc ceea ce fac, deci mă bucur, îmi place. Cât dintre noi pot să spună în România că iubesc ceea ce fac? Eu cred că este un caz foarte fericit, dar rar întâlnesc oameni care chiar să iubească ceea ce fac. Da? Și atunci nu ai cum să conștientizezi de limite și... Toți patru, nu, cât suntem? Cinci. Sunt convins că iubim ceea ce facem. Păi... Cine mai iubește ceea ce face? Toată lumea? Pua! Ia... Uite, am găsit... Dacă îmi permiți, pentru că în timp ce vorbeai mi-a venit în minte tot Krishnamurti, automat, spune la un moment dat, se invocă această disciplină și nu mă refer la modelul sănătos, ci la acela inclusiv te bat că te iubesc și știu eu că îți face bine. Spune un lucru, nu mai știu exact cum povestește el, cum e fraza, dar ceva de genul dacă... Toți, într-adevăr, ne iubim copiii. Nu am reușit să găsim o soluție pentru a opri războaiele în lume? Adică invocăm mereu această afacur copil și această sacrificiu pe care îl aducem cumva, dar când e vorba de cum arată chestia asta în realitate, nu știu ce să zic. Uite, am găsit ceva pe interesant pe coperta 4 a cărții despre educația lui Jiddu Krishnamurti, că tot l-ați pomenit atât de des. Așadar, care este sensul vieții? Pentru ce anume trăim noi și luptăm? Dacă am fost crescuți doar pentru a dobândi onoruri, pentru a ocupa posturi bune, pentru a fi eficienți, pentru a domina cât mai mult posibil, viețile noastre vor fi găunoase și goale. Andreea Neagu, din postura de părinți și educatori, cum putem să învățăm pe copii să-și păstreze prospețimea, să trăiască starea de mindfulness acasă și la școală? Așa cum au menționat și colegele mele anterior, în primul rând prin a le modela acest lucru. Copiii fac adesea ce facem noi, adulții. Foarte rar ei fac ce spunem noi, sau mă rog, pe măsură ce cresc. Și atunci dacă noi începem prin a introduce în familiile noastre, în viața noastră de zi cu zi, niște ritualuri de, în primul rând, de a sta cu noi. Da, de a ne lua un minut pe zi, un minut, și vă spun că este foarte greu de atins acest minut, în care doar să stau cu mine și să-mi pun întrebarea ce fac, cum mă simt, cum a fost ziua mea, cum sunt eu. Da? Asta este o treabă pe care noi nu învățăm de mici, din păcate, sau poate au fost multe generații care nu au experimentat genul ăsta de autoreflecție. Dar această capacitate de autoreflecție, din nou, pornită de la o vârstă foarte fragedă, va contribui la creșterea inteligenței emoționale și sociale. Copiii care se uită la ei vor fi cu atât mai capabili să se uite la cei din jurul lor. Da? Dacă mă cunosc pe mine, voi putea mai ușor să-l cunosc și să-l înțeleg pe celălalt. Și aici vom dezvolta capacități de empatie, de perspectiva celuilalt, da? De a înțelege pe ceilalți și așa mai departe. Deci,
pornind de la ritualuri simple, simple, simple. Da? În primul rând să stau puțin cu mine, să mă întreb ce fac. Apoi cu copiii mici, dar și copiii mai mari, prin joculețe de autoîngrijire, prin a învăța să-și ofere o îmbrățișare sieși, da? Să stăm la sfârșitul zilei să ne felicităm. Uite, am făcut o treabă bună. Sau hai să vedem ceva ce ne-a bucurat tare mult astăzi, sau ceva ce ne-a făcut foarte mândri de sine, sau ceva ce ne-a rămas așa în sufletel, da? Să facem un fel de recapitulare a zilei. Sau prin gesturi simple de dragoste, de iubire, prin o mângâiere pe, știu eu, pe umăr, sau printr-o privire caldă, sau prin un gest care să spună te înțeleg, te văd, te aud. Da? Să transmitem, nu trebuie tot timpul cu cuvinte să transmitem informații esențiale și copiii preiau mai ales limbajul non-verbal de la noi adulții și mai puțin limbajul verbal. Da? Dacă le facem cu ochiul, da? Sau avem așa un gest jucăuș, ei vor aprecia lucrul acela. Da? Deci, prin gesturi și ritualuri zilnice simple. Evident și prin lucruri majore, da? Cum putem învăța îngrijirea de sine, prin a arăta că e important să avem și grijă de alții, da? Și îi putem învăța pe copii de mici să facă gesturi bune față de alții, apropo de voluntariat, apropo de a merge și a dărui fapte. Știți, și treaba asta cu dăruitul și voluntariatul este un pic, din punctul meu de vedere, dusă într-o direcție materială. Adică copiii sunt învățați să dăruiască de Crăciun, de Paște, de sărbătorile importante, dar de multe ori dăruirea înseamnă contact, relație. Și noi avem tot felul de proiecte de voluntariat la școală în care fie aducem copii din centre de plasament în școli și îi punem să se joace cu copiii de la noi de la școală, sau îi luăm pe copiii noștri și îi ducem în centrele de plasament și acolo petrec o după-amiază împreună. Și, de fapt, acel contact este cel mai mare dar, da? Faptul că au stat și s-au jucat și au împărtășit perspective diferite. Și acest contact autentic, uman, este din nou un dar de autoîngrijire, de a ne învăța să avem grijă unii de alții. Pentru că vorbeam de comunitate. Ce ne aduce cea mai mare suferință în lume, în viață, este singurătatea. Da? Noi suntem ființe relaționale, noi nu putem trăi fără alți oameni. Da? Și cel mai mare studiu longitudinal făcut de Harvard pe 80 de ani, generații de la 15 până la 80 de ani, a relevat lucrul acesta, că noi vom trăi sănătoși și fericiți în relații bune, da? Semnificative, calitative. Și atunci, învățând copiii să fie în relație cu altcineva de mici și în relații sănătoase, da? Unde să-și poată exersa compasiunea și abilitățile acestea sociale, din nou poate fi o sursă de autoîngrijire. Da? Învăț să fiu un om bun pentru mine și pentru celălalt. Și evident mai sunt și multe, multe alte modalități. Da? Noi la acel cerc de dimineață, după ce facem clopoței, îi punem pe copila să-și dea o îmbrățișare sieși și apoi îi punem să se gândească în mintea lor la o persoană dragă. Dacă e mama, că e tata, mulți se gândesc la cățelul de acasă, la peștele din acvariu, da? Și le trimit un pupicel sau le trimit un zâmbet. Și atunci, din nou, acesta este un gest foarte simplu și concret prin care îi putem învăța autoîngrijire, da? Sau îngrijirea de ceilalți. Mulțumesc, Andreea Neagu. Astăzi văzusem o postare, mi-a tras atenția și mi s-a părut interesantă o postare pe Facebook, de la o sală de curs, în care profesoara, învățătoarea, îi aștepta pe copilași în fața ușii, ușa era deschisă de la sala de curs, fiecare copilaș venea, pe perete era o inimioară, atingea inimioara cu ambele palme, mai erau niște mânuțe, și apoi învățătoarea, educatorul cu copilul se îmbrățișau și copilul intra în sala de curs. Și mi-a plăcut mult treaba asta. Andreea Puiu, cum putem face o echipă bună cu copilul nostru pentru atingerea fericirii? Cum putem face în așa fel încât să creștem copii și responsabili și fericiți? Într-adevăr, în urma cercetării pe care o fac, merg foarte mult pe sintagma aceasta co-creator de fericire. Creezi alături de copil fericire, fiind responsabil și față de partea ta, făcându-l pe responsabil de partea lui, dar având și partea comună.
În clasa mea am reușit, alături de copii, să fac un program foarte frumos pe ideea metoda copil pentru copil, în care chiar copiii sunt profesori și au fost foarte surprinși prima dată cum ei chiar pot să fie profesori, erau totuși în clasa întâi, învățau atâta lucruri noi. Noi avem cumva ideea aceasta de perfecțiune. Dacă nu putem să facem totul perfect, nu avem cum să fim pe poziția de profesori. Și a fost foarte încântător acest proces în care ei și-au descoperit propria putere de a învăța pe ceilalți. Este o metodă pe care eu am preluat-o și de la o asociație, Incubatorul 107, la care cumva persoanele erau meșteri și ucenici. Mi-a plăcut foarte, foarte mult și încă de la clasa pregătitoare făceam podaua interactivă și copiii lipeau scoci de hârtie și desenau și făceau un oraș și scriau cuvinte noi pentru clasa pregătitoare și le plăcea foarte mult să fie pe rând profesori, unul pentru celălalt. Poți să fii profesor pentru 5 minute, 10 minute, sesiunile de învățare interactive pot să fie în funcție de dorința copiilor. Sunt copii care nu și-au dorit să aibă acest rol și a fost în regulă. Nu forțăm niciun copil să îmbrățișeze o experiență dacă nu este pregătit pentru ea. Și am făcut cam tot ce era în jurul nostru interactiv. Pereți interactivi, chiar am vorbit și despre tavanul școlii, pentru că de multe ori ignorăm anumite lucruri și nu vorbim despre ele. Totodată, aceste ritualuri de care vorbea și Andreea sunt foarte importante și noi am stabilit care sunt obiceiurile noastre și cum reușim să creăm împreună să ne simțim bine, inclusiv partea aceasta cu cum le atragi atenția, cum îi ajut cumva să stea într-o emoție, să stea pe o emoție sau cum să se pregătească pentru ceea ce urmează. Chiar în cartea Mindfulness pentru profesori se menționează că Montessori se scrie liniște pe tablă. În ideea de a folosi vocea de interior sau de a le atrage într-un mod blând atenția că poate, nu știu, pulsul clasei mai mult decât este potrivit pentru o învățare în acea zi. Și mie mi s-a părut liniște cumva nu tocmai potrivit pentru clasa mea și am înlocuit cu armonie. Și eram amuzată că erau copii care nici prea știau să scrie cuvântul armonie, dar se duceau la tablă când simțeau cumva că sunt deranjați de sunetele din clasă și scriau pe tablă. Și în albumul pe care mi l-au lăsat la finalul anului cu mulțumiri și au scris foarte mult cuvântul armonie. Era un cuvânt pentru ei destul de nou și pentru mine, pentru că nu mai folosisem cu altă clasă. Și sunt aceste elemente care te apropie, cum spunea și Andreea, poți să folosești ceva jucău și tot timpul noi facem acest limbaj secret al nostru și cu fiecare clasă am un limbaj nou. Spre exemplu, pentru regulile din clasă avem statuia. În momentul în care simțim că în clasă nu se respectă o regulă, pur și simplu ridicăm mâna. Și sunt aceste patru reguli, inclusiv legate de zâmbetul pe care noi îl folosim chiar până la degetele la picioare. Și chiar vă invit acum să vă imaginați cum vă zâmbesc degetele la picioare. Pentru ei este super amuzant să se gândească că anumite părți ar putea să fie vesele. Planul acesta îl faci cu copilul în funcție de ce este important pentru el. Nu știu, dacă are o zi în care nu se simte foarte bine, îl întreb care este animalul lui ca profesor preferat și îl invit să fie leu dacă are o emoție de frică sau, nu știu, apelez foarte mult la resursele copilului pentru a crea această legătură și pentru a face un catalog al fericirii din care el își poate alege atunci când are nevoie. Bineînțeles că și părinții sunt invitați să facă lucrul acesta, propriile lor creații de fericire alături de copil. Pentru că, într-adevăr, copilul, în momentul în care este propus un instrument, el îl transformă, pentru că tot timpul copiii sunt creativi și au o idee. Am putea să facem așa, sunt foarte entuziasmat, trezești dimineața cu energie, eu sunt întâmpinată în clasă, spuneam că făceam partea aceasta un gând subdată, un gând frumos și apoi mă trezeam dimineața deja cu 3 gânduri frumoase subdată înainte să intru în clasă și au tot felul de idei pornind de la ceea ce
consider tu că, nu știu, la face lor plăcere, dar trebuie să te duci spre ei, pun un preț pe ceea ce deja au experimentat sau la ce se gândesc ei cumva tot timpul și tu la ce te-ai gândit. Pentru că asta este o întrebare care prețuiește foarte mult puterea lui și îl conduce spre puterea interioară. Din păcate sunt și foarte mulți copii care merg la școală, așteptând să fie totul pregătit. Și astăzi ce o să facem? Adică nici măcar nu se gândesc că ar putea să propună ceva și să transforme programul. Este ca și cum s-ar duce și meniul deja este făcut, indiferent de gust, indiferent de starea în ziua respectivă, intrăm într-o poveste în care totul este fix. Și din motivul acesta există și rigiditatea aceasta. Că trebuie să fie așa cum trebuie să fie și măcar nu s-a stabilit cum trebuie să fie și de ce ar trebui să fie așa pentru noi. Adică cumva în locul povestea zilei să fie diferită, să fie savuroasă, să fie așa cu vitalitate. Sunt foarte mulți copii care se duc la școală, se așează în bancă, pauzele oricum pot să fie idei de pauză sau nu. Eu chiar la Alexandra Anton, care are o instituție pe model finlandez și îmi povestea că în Finlanda, în pauze, au un antrenor de pauze. Am făcut acest program, antrenorul de pauze, și am avut persoane invitate cu chitară, am curtat școlii, cu tot felul de joculețe. Și apoi, când copiii trebuiau să plece acasă, ei deja se organizau, mai se jucau un joc, dar deja puterea era la ei. Eu, pur și simplu, așteptam pe părinți, copiii ieșeau din joc ușor, ușor și plecau. Nu mai aveau timp de conflictă, pentru că ei deja foloseau această structură pe care o observaseră și știau cum să valorifice momentele. Deci momentul în care apropii de copil niște instrumente, copiii preiau acele lucruri și pun semnătura și pun amprenta asupra lor și de acolo vine și fericirea profesorului și a părintelui. Pentru că observă că se descurcă cu, nu știu, propriile situații, inclusiv ca activitatea fericire sunt activitățile în care ei își găsesc strategii de rezolvare a unor situații. Asta înseamnă fericirea. Să lași spațiu celuilalt să vină cu povestea lui și undeva ne întâlnim poveștile și ne bucurăm de ceea ce facem împreună. Mulțumim, Andreea. Sabina, aș vrea să te întreb cum reușim să dezvoltăm un mindset al fericirii în parentaj? Cum reușim noi să creăm niște hărți mentale ca un fel de indicator pentru fericirea copiilor noștri? În primul rând să ne definim fericirea, cred. Ce e fericirea pentru fiecare din noi? Pentru că fiecare părinte își va pune amprenta sau va crea harta pe care va locui în viitor copilului. Da? Și atunci este important să vedem ce înseamnă să fii fericit. Da? Cum se simte sau cum ar fi să se simtă fericirea. Da? Ca părinte, ce aștepți? Că nu poți să crezi decât pe ceea ce știi și pe ceea ce ai. Nu poți să co-construiești, da, nu știu, o casă din cărămidă dacă tu nu ai nisip și apă și nimic. Da? E nevoie să definim, în primul rând. Să fim atenți cu lucrurile pe care le gândim și pe care le simțim și cum să-i ajutăm pe copii, poate, că dacă asta, Lila insistă foarte mult pe asta, da, cu nevoia de a te întoarce la tine, de a fi mereu autentic, n-ai cum să le transmiți copiilor cum să facă o hartă dacă tu nu o ai pe a ta terminată, dacă tu nu știi metric, nu știu, nu știi să simbolizezi niște lucruri, nu o să poți să transmiți asta copiilor, că nu mai cum e. Și mă gândesc că e ca într-un atlas, da? Nu toate hărțile arată la fel. Și fiecare copil, nu știu, e propria sa persoană, propria sa hartă. Așa. E propria sa hartă și atunci cred că e important să avem această atenție constantă și, de fapt, mindfulness-ul asta înseamnă să fim atenți și prezenți în noi și din noi cu ceilalți împreună, în acest împreună. Da? Nu ai cum să îl ajuți pe copil să-și facă o hartă a nimic dacă tu nu îți definești pentru tine ce înseamnă fericirea. Da? Pentru că, de exemplu, stăteam și mă gândeam la exemplu pe care l-ai spus mai devreme a acelui băiat pe care l-am văzut și eu de asemenea,
care nu a luat bacul de 6 ori la rând și totuși pentru părinți a fost atât de important ca el să ia bacul încât i-au promis această mașină, nu pentru copil. Da? Deci dacă vorbim de harta fericirii, nu știu, acolo e harta fericirii, că altcineva l-a motivat pentru ceva, da? Nu era vorba despre fericire, ci era vorba despre ce? Statut sau nu știu, nu? Dacă ai terminat o școală, aia e. Deși poate că acest puști ar fi fericit făcând cu totul altceva și poate ar contribui mult mai mult și societății făcând ceva, nu știu, orice. Da? Și atunci cred că e nevoie să fim tot timpul atenți la cum definim orice și la faptul că lucrurile astea sunt un proces, nu există, nu știu, ce era fericire pentru mine acum 10 ani, nu e fericire pentru mine acum. Da? Cum și-ar fi imaginat mama mea că aș fi fost eu fericită acum 10 ani, nu e despre mine acum. Aceste hărți, da, se adaptează, se aduc la zi prin experiențele pe care le avem, prin relațiile pe care le avem, prin conexiunile pe care le facem. Nu există o rețetă a fericirii, deși noi toți căutăm asta, dar nu există, nu e... Fiecare dintre noi este unic și în unicitatea asta, da, și în curiozitatea asta, putem să ne ajutăm unii pe ceilalți, să vedem cum anume putem să fim fericiți cu noi și cu ceilalți. Și Andreea spunea numai devreme, apropo de faptul că copiii mici învață prin model mai mult decât orice altceva și prin joc. Cred că de acolo noi avem mult mai multe lucruri de învățat de la copii uneori decât au ei de la noi, că noi suntem deja foarte fixiști și fixați în cum ar trebui să se întâmple lucrurile, iar ei au o spontanietate de, și o plăcere de a descoperi lucruri noi și de a, nu știu, le lăsa să să-i schimbe. Da? Nu știu, cam așa. Da, și... da. Pentru că vorbeai despre joc și despre activități ludice, cât de importante sunt acestea pentru a stârni, pentru a spori imaginația, creativitatea, spontaneitatea, așa cum ai spus, a copilului. Până la urmă, prin joc, prin activități ludice, încercăm să facem în așa fel încât copilul să devină mai imaginativ, mai creativ și să-și dezvolte anumite abilități, hai să le spunem, practice. Eu cred că suntem naivi. Nu știu, dar eu cred că copiii se joacă ca formă de existență în primul rând. Da? Adică asta, pur și simplu asta, de exemplu, mi se pare că este diferența pentru mine în momentul ăsta între educație și învățământ. Trebuie să se joace cu un scop. Cum adică să se joace și să nu învețe nimic? Păi nu, poate trebuie să-l facem, să facă ceva. Copiii se joacă și învață înainte să înțeleagă că ei învață cu un scop. Noi, adulții, vedem, da, observăm ce abilități își dezvoltă, ce... Da, uite, Lila spunea la un moment dat, am înțeles acum, după niște ani, că cum stăteam eu și mă gândeam noaptea cum să rezolv conflictele, cum să fac... Atunci, în momentul ăla, era... despre altceva, da? Era prezentă în preocuparea ei, dar nu se gândea, ia uite, acum fac eu niște problem solving, să vezi ce o să-mi folosească când o să fiu adult. Da? Copiii se joacă pentru că se joacă. Și noi, ca adulți, avem o responsabilitate de a ghida niște lucruri și de a fi acolo prezenți când ei se joacă, dar și noi facem același lucru. Numai că ne jucăm formal, nu ne mai jucăm... Și aș simți să adaug, pentru că jocul și joaca este principala mea manieră de activitate și la cabinet și în clasă. Sunt specializată pe terapia prin joc în mai multe țări. Cred că joaca, în primul rând, vine de la a fi capabil de a ne juca cu noi înșine. Și poate că devine un pic așa un brand, un trend în psihologie și psihoterapie, lucruri pe copilul interior. Nu știu dacă ați auzit despre genul ăsta de activități, da? Însă, la bază, ideea asta are tocmai perspectiva de a reînvăța să ne jucăm. Pentru că, îndrăznesc să afirm asta, suntem generații de copii care ne-am jucat
Da, ne-am jucat liber, am învățat să ne jucăm tocmai pentru că aveam libertatea aceasta pe de-o parte, dar pe de altă parte, de multe ori, joaca noastră a fost pedepsită sau a fost limitată sau nu știu cât ați experimentat accesul la jucării liber. Țin minte, aveam păpuși în vitrină și nu aveam voie să mă ating de ele, da? Păpușile acelea mari, frumoase sau... Acum, aveam, sunt hainele de curat, ceva frumoase. De genul, da. Sau la să ele te uiți, să... nu te joci că se strică. Sau să nu te murdărești, sau să nu cumva să vii acasă, știu eu, lovit sau tăiat, da? Toate lucrurile acestea fac parte din explorarea naturală și abilitatea de joacă a copilului. Este principalul lui limbaj de comunicare, cel puțin în primii ani de viață, tot ce înseamnă 5, 6, 7 ani, da? De aceea există vorba asta românească, primii 7 ani de acasă, da? Eu în acești primi 7 ani includ și capacitatea de joacă a copilului. Eu când chem părinți la evaluare, în primul rând îi întreb cum se joacă copilul dumneavoastră. Da? Pentru că acesta este o sursă de informație despre dezvoltarea copilului. Dacă, de exemplu, în primul an de viață mămica l-a lăsat să pună mânuțele în mâncare, să o arunce pe jos, să o întindă pe față, să știu eu să își bage mâinile prin nisip când merge în parc, să atingă un animal, da? Lucrurile acestea ne arată despre jocul senzorial al copilului. Apoi mai târziu, 2, 3, 4 ani, dacă copilul a fost capabil să se joace cu personaje și să le transforme în diverse lucruri, da? Jocul simbolic în care mă joc de-a, da? Și apoi mai târziu jocul de rol în care eu devin personaje. Ați văzut copilașii de pregătitoare, clasa 1 se joacă de-a Superman, de-a, da, de-a Spider-Man, de-a toate personajele supereroi, da? Se duc acasă, se joacă de-a școala, de-a doamna, de-a mersul la mall mai nou, da? Deci am scenarii întregi cu mersul la mall. Și sunt foarte, foarte semnificative jocurile acestea și recomand să-i lăsați pe copii chiar și în clasă, pentru că în felul acesta copiii procesează experiențele de peste zi. Da, exemplu clasic, copilul merge la medic și are primul vaccin făcut. Ce se va juca acasă seara? Îl va lua pe mama și pe tata, el va deveni doctor și le va face vaccin. Da? Pentru că au nevoie să, ca ei să se afle în putere, ei să poată să se simtă în control legat de situațiile în care n-au avut control. Și trebuie să vă gândiți, copiii au control 10% pe perioada unei zile. Gândiți-vă câte cereri au pe perioada unei zile din partea adulților, părinți, profesori, alți copii mai mari, da, îngrijitori și așa mai departe. Atunci jocul le prezintă portița lor de ieșire, singurul lor loc în care sunt cu adevărat liberi. Da? Și dacă nu au joc, nu pot să proceseze experiențe emoționale, cognitive și așa mai departe. Și din păcate ce văd eu și de aceea eu am simțit să mă specializez în zona aceasta, este că copiii au din ce în ce mai puțin acces la jocul liber, spontan. Da? Sunt jocurile pe tablete, jocurile pe calculator, sunt suprastimulați vizual, da? Și unii dintre ei, dragii de ei, nici nu mai știu să se joace. Da? Îi aduc într-o cramă primă cu jucării și stau și se uită. Da? Se uită ca și cum, dar ce sunt lucrurile astea? Da? Atunci e nevoie ca, pornind de la noi, da? De la noi adulții, dacă suntem puțin jucăuși și facem o glumiță sau, știu eu, ne prostim sau ne punem într-un rol de, știu eu, de leuț sau așa mai departe, sau ne schimbăm puțin tonul vocii, imediat putem accesa limbajul copilului. Și o să vedeți că copiii reacționează instant, da? Față de o voce, o față serioasă și, știu eu, o încruntătură și așa mai departe. Da? Deci joacă, joacă, joacă. De copilăriei noastre, mi-aduc aminte Uliul și Porumbeii, Țară, Țară, Vremostaș, Castelul și multe, multe alte, Lapte Gros, nu mai știu care erau. Aș vrea să vă provoc la, acum pe final, la o sesiune de întrebări și răspunsuri, dacă sunt dintre dumneavoastră care vor să le adreseze invitaților noștri o întrebare sau câte o întrebare. Le așteptăm. Mulțumesc. Se aude? Se aude. Da. Super. Bun. Am văzut că dumneavoastră sunteți și psihologi și psihoterapeuți, deci probabil că o să știți la ce mă refer. Și eu sunt tot de la psihologie. Mă uitam acum pe niște studii chiar astăzi legate de PSUD, adică Problematic Smartphone Use Disorder. Și am văzut, adică am constatat că în România este destul de frecvent întâlnită chestia asta la foarte mulți copii. Și anume, foarte mulți copii
petrec mai mult de 4 ore și bine, aici mă refer la copilăria mare, adică gen 10-15 ani, mai mult de 4 ore pe telefon. Cum am putea combate acest fenomen dacă, nu știu, dacă aveți o, așa, o mică sugestie sau recomandare, dacă este ok. Mulțumesc. Cui este adresată? Tuturor. Ok, pot începe eu. Da, americanii au tendința asta de a pune imediat un diagnostic sau o etichetă pe orice fel de abatere de la normalitate, în ghilimele. Așa. Însă realitatea este că există o problemă serioasă, da? Copiii generațiilor noastre sunt dependenți de tehnologie și studiile arată că dependența aceasta sau supraexpunerea la tehnologie le modifică structura creierului. De aceea pot spune și întâlnesc cazuistica în cabinet, am copii care dezvoltă comportamente de tulburare de hiperactivitate din cauza că sunt lăsați la televizor, da? Sau tulburări de atenție. Ca mecanism de prevenție, eu revin la rețeta mea. Joacă liberă, joacă fără obiecte, joacă fără a fi expuși la un telefon, la un ecran. Dar, din păcate, ce văd este că părinții nu mai au timp, sunt toată ziua la serviciu, copiii sunt lăsați la școală, la after school-uri. În școală, din nou, trebuiesc ținuți cumva ocupați. Uneori se mai pun și acolo filme sau știu eu proiecții, dar nu mai au acest acces liber la timp pe care să-l organizeze de la sine. Da? Și atunci asta în sine este o dificultate. Deci, ca mecanism, eu cred că dacă copilului s-ar da ocazia de cel puțin 2-3 ore pe zi să-și organizeze timpul, cu siguranță prima opțiune nu ar fi tableta. Da? Dacă ar avea ocazia asta să se joace, să aibă o comunitate, apropo de comunitate, să iasă în fața blocului, în fața casei, da? Să se poată juca. Și apoi, evident, este controlul parental. Da? Până la 10 ani, îndrăznesc să spun, totuși părinții încă au posibilitatea de a retrage aceste tablete și telefoane. Da? Nu îi dăm copilului telefon de la grădiniță, da? Nu îl învățăm de la vârsta de 2-3 ani să fie expus la televizor, da? Și copiii la vârste mici sunt expuși câte 4-5 ore pe zi. Da? Și atunci, cu cât punem mai târziu un timp în creșterea copilului expunerea la ecran, cu atât probabilitatea ca copilul să își inhibe dorința asta va fi mai mare, zic eu. Aș vrea să adaug ceva. Nu mai țin minte exact unde am citit. Era, cred că, blogul cuiva, deci ceva real. Legat de dificultatea unui părinte de a-i lua această tabletă sau jocurile acestea pe calculator și se ajunseseră la niște situații într-astea deja foarte dificile de ambele părți, cu pedepse, cu tot felul de lucruri care nu funcționau. Și metoda prin care părintele respectiv, țin minte că povestește că și-a dat seama în primul rând care era sursa nevoii respective, orice comportament în spate are o sursă și o nevoie și e foarte important să mergem acolo, a fost că într-una din seri s-a așezat lângă fiul lui, care se juca pe jocul respectiv și a început să-l întrebe despre jocul ăla și ce se întâmplă acolo și ce îi place și ce... Și a observat cum schimbarea acestei atitudini legate de copilul deja ajungea să se ascundă, normal că atunci când interziți ceva, el nu face decât să găsească metode prin care să se ascundă mai bine, să facă lucrurile în continuare și așa mai departe. Concluzia cumva a fost că ce avea nevoie copilul acela era această atenție și această relaționare cu părintele. Și sigur că sunt marele fan și fetele au vorbit și nu o să mai revin eu și susțin foarte mult această joacă liberă și această oportunitate a copiilor de a putea, de a-și putea exprima și a se autoregla, de fapt, pentru că prin joaca asta multe procese au loc și sunt foarte, foarte relevante. Și uite cum în situația asta era această zonă de relaționare pe care părintele a înțeles-o și în momentul în care a văzut că implicându-se în lumea copilului respectiv, dacă el deja făcea lucrurile, era clar că există acolo ceva, o atracție mare și cumva încercând să înțeleagă ce îl atrage și intrând într-un dialog, a primit copilul de fapt ce avea nevoie și anume această atenție din partea părintelui. Aș zice că e important să vedem ce se întâmplă acolo, pentru că trăim într-o lume în care ei au acces, încă văd
la terase și restaurante, părinți care, copii care sunt încă în scaunelul de bebeluși, iau masa cu un telefon sprijinit de un pahar sau de de o sticlă ca să poată servi părinții masa în liniște. Și pe de o parte, sigur că e foarte ușor să arătăm cu degetul și să judecăm lucrul acesta. Înțeleg pe partea cealaltă, părinte fiind, cât de mult s-au complicat lucrurile în momentul în care foarte multe condiții în jurul nostru nu par să favorizeze chiar această relaționare. Și o spun eu, care fiind extrem de conștientă de lucrurile acestea, povestind despre ele, observ dificultatea aceasta și în relația cu fiul meu. Și vreau doar un singur lucru să punctez, ca să fac și puntea legat de partea aceasta de joc, de clicul mare care s-a întâmplat la mine legat de acest aspect. Da, copiii sunt cei care trebuie să aibă joaca și să le dăm această oportunitate, dar este, pentru mine a fost esențial să mă conectez eu cu zona aceea din mine, cu acel copil, cu Lila copil, care avea acea bucurie incredibilă de joacă și acea curiozitate și acea fascinație. Și mi s-a întâmplat, nu cu vreun merit, ci pentru că am intrat în această zonă de educație în care a trebuit să intru în clase, nefiind în zona de educație, nefiind educator și formată în acest fel și fiind complet derutată. Și atunci am fost cumva forțată să mă întorc la mine și la ce mă face, fie să mă sperie așa de mult să fiu față în față cu ei, fie să mă surprind cu niște emoții incredibile de bucurie în momentul în care pur și simplu reușeam să las garda asta jos de adult și să mă pun pe covor și să mă joc cum nu m-am mai jucat de ani de zile, jocuri, cum spui și tu, Sorin, simple. Ei, în momentul ăla s-a produs. Atunci mi-am dat seama că tot ce am citit și tot ce am studiat și toate cursurile și formele care le-am făcut au fost, nu, sigur că au fost relevante, dar până eu nu m-am conectat în mine cu zona aceea de bucurie, știți ce e aia, bucuria, nu știu dacă puteți să vă aduceți aminte de suspansul ăla, eu când jucam vați ascunsele în fața blocului, suspansul ăla să nu fi găsit și cum tremura așa din tot corpul, dar tremurat ăla așa de bucurie că, aoleu, când mă furișez acum să nu mă vadă și... Eu un pic de adrenalină acolo. Da, da, zona asta, la asta mă refer, până nu m-am conectat cu zona asta cu mine, copiii, știți ce e aia, că vă miros de la un kilometru, deci ei când văd în privirea voastră, când văd în corpul vostru și în tot ce manifestați în preajma lor acea gen de emoție, nu mai e nevoie. Deci vorbim de reguli, discipline, manuale, nu zic că nu sunt relevante, oameni buni, dar copilul vă caută pe voi, vă caută pe voi copii și când reușiți la acel nivel să vă conectați cu el, orice altceva se întâmplă. Mulțumesc, Lila, și înainte de a-i da cuvântul Andrei Puiu să ne spună pe scurt, să răspundă la întrebare, mă gândeam, apropo de ce menționa mai devreme Lila, copilul care mănâncă în fața tabletei la restaurant, ai dat un exemplu, ca părinții să poată mânca. Și acasă se întâmplă lucrul acesta, când copilul la 2-3 ani are tableta sau telefonul mobil și când procesul de masticație și procesul de ingerare a mâncării nu mai este unul sănătos. Copilul ăla mecanic ajunge să mestece și să înghită. Aproape că, fiind atât de concentrat în ecranul, în display-ul tabletei, nu mai simte gustul mâncării și mănâncă absolut mecanic. Apropo de ce înseamnă mindfulness și atenția conștientă pe fiecare lucru pe care îl facem zi de zi. Andreea. Este o întrebare la care încercăm să răspundem cât se poate de documentat pentru a ajuta într-adevăr. În primul rând, trebuie să ne întrebăm de ce a devenit atât de importantă tableta pentru copii și dacă într-adevăr putem să punem ceva în loc astfel încât să le captăm totuși interesul copiilor în mod real. Am fost și educatoare, am ajuns să predau chiar și la până la urmă și la clasa 11-a, limba franceză și limba engleză. Și știu că mă duceam la Institutul Francez și aduceam tot felul de CD-uri cu Zaz, reviste despre Bob Marley. Mă rog, îmi doream foarte mult ca ei să învețe cât se poate de interesant și la un moment dat aduceam ei trupe. Aș vrea să văd interesul acesta la cei care stau în apropierea copiilor, pentru că, într-adevăr, dacă pornim de la
vârstele foarte mici și scăpăm în felul acesta de modul de a comunica cu ei, pur și simplu punem tableta în mijlocul dialogului între noi și copii, nu avem cum să evităm această situație, deci este o realitate creată de noi. În clasa mea eu nu folosesc atât de mult tehnologia pentru că mi-am dat seama că se folosește atât de mult acasă. Dacă nu se folosea acasă atât de mult, eu în clasă aș folosi instrumentele respective, numai că am observat copiii nu știu să discute despre ceea ce simt, nu știu să discute între ei. Și atunci am apelat la o metodă, se numește interviurile copiilor, făcută special pentru clasa mea, în care am oprit după ore să discutăm. Ai vrea să mai spui ceva și spui, sau cum am putea să facem să te simți mai bine la școală. Și atunci am vorbit și despre partea aceasta de tehnologie, dacă ar fi importantă pentru ei sau nu. Atâta timp cât am avut inclusiv pauze de mindful eating, în care am mâncat și ne-am distrat și am făcut funky food, copiii nu mai au simțit nevoia de tehnologie. Deci, anul acesta, pentru că am și cunoscut clasa, am preluat o clasă acum, nu am apelat la aceste metode pentru că îmi spuneau părinții că stau acasă 4-5 ore și inclusiv nu-i pot să-i oprească în condițiile în care copiii erau foarte agresivi cu ceilalți copii, pur și simplu aveam un copil care îl lovea pe celălalt ca într-o minge lovea și doar stând foarte mult în preajma lui, discutând, am reușit să renunțăm la mingea cu țepi pentru că le spuneam că în momentul în care lovești răzbuni, folosești o minge. Asta contează, ce punem în locul tabletei și de ce a devenit atât de importantă. Pentru că dacă trezești interesul copilului pentru altceva, poate o va folosi, o va folosi, dar pentru acel interes și nu într-o doză atât de mare. Deci nu cred că trebuie să mergem pe totul sau nimic. Trebuie să existe această privire spre copil reală. Aș mai spune și eu ceva. Mă gândeam acum că, într-adevăr, totul poate fi o resursă și totul e o resursă. Spunea Andreea la început că, citând probabil un studiu pe care l-am citit și eu, apropo de faptul că în 10-15 ani majoritatea joburilor care există acum, citisem că mai mult de 65% nu vor mai exista, adică va fi mult mai multă tehnologie în viața noastră și mult mai multă automatizare decât e și probabil că acești copii vor fi un pic mai capabili să facă niște lucruri cu niște abilități pe care noi nu le avem acum. Însă mă gândeam la faptul că a petrece atât de mult timp pe o tehnologie, dar nu numai, dar și cititul poate să fie un mod de a scăpa de realitate. Da? Este vorba din nou de autoreglare. Eu revin la treaba asta cumva, că joci sau să interacționezi sau să comunici sau să folosești tehnologia este una, dar să-ți iei toate resursele de acolo, da? Să ți se ridice și adică să nu te miști. Da? Dacă Walking Heads e despre asta, corpul tău nu trăiește ceea ce mintea ta trăiește, da? Se luptă cu monștrii, salvează omenirea, face niște lucruri extraordinare, dar poate să o ia de la capăt de nenumărate ori, deci este o formă de fantezie. Te duci în fantezie foarte mult, mulți facem asta prin alte lucruri, poate mai sănătoase, nu? Dacă te vede un părinte citind 4 ore, o să zică, wow, extraordinar, mai ia o carte, mai ia o carte. Dar depinde cum folosim treaba asta, da? Pentru că cred că nu e numai de faptul că copiii nu vor să interacționeze altfel, dar dacă asta este moneda de schimb, nu? Când nu e cu minte, nu știu, când vrei să tacă, adică când ție îți convine și e confortabil pentru tine, ia de aici tableta, când nu mai, că așa, nu, dar fără să îi explici sau fără să pui limite sau fără să-l ajuți pe copil să înțeleagă la ce îi folosește. Ok, stă 4 ore pentru că ce? El obține ceva de acolo. Dar cum poți să faci să obțină același lucru făcând alte lucruri? Dacă nu îl ajuți să fie confortabil cu faptul că realitatea este cum este. Mulțumesc, Sabina, și aș completa, nu să citească părintele 4 ore. În ultimul an am scris mai multe articole în diverse reviste și pe diverse site-uri despre parentaj, despre înlocuirea gadgeturilor, tabletă sau telefon, cu lectura ca obicei, ca stil de viață, nu numai la adulți, dar și la copii, cititul, lectura. Ne imaginăm un exercițiu de imaginație în care un părinte, dacă nu în fiecare seară, măcar de 2 ori sau de 3 ori pe săptămână, câte 20-25 de minute înainte de culcare citește un număr de 10-15 pagini,
copilul, pe ideea pe care a spus-o mai devreme Andreea, că el ia ca model ceea ce facem noi, nu ceea ce îi spunem să facă, va învăța acest lucru. E foarte important copiilor de un an, doi ani, trei ani, să li se citească diverse povești fantastice sau să asculte chiar și la CD, să prindă drag de aceste povești și apoi să înceapă de la vârsta de 6-7 ani să citească singur și să prindă drag de carte. Da, vreau să menționez o chestiune aici, că nu am spus că cititul este negativ, dar nici tehnologia nu este numai negativă. Da? Mă gândeam că, ok, dacă citești, da, îți formezi un vocabular, te ajută, da, tocmai imaginația, această resursă extraordinară pe care o avem noi, este pusă la bătaie non-stop. Da? În momentul în care te joci jocuri pe calculator sau, nu știu, te uiți la un film, alte lucruri sunt, da, alte abilități sau alte componente sunt aduse în realitatea ta. Ideea este de cum le folosim. Dacă 4 ore, 5 ore, da, în fiecare zi, poate să fie util, știi, să citești 4 ore. Dar eu o să mă dau pe exemplu și o să vă povestesc ce am făcut eu de Crăciun acum 2 ani. Da, unii dintre prietenii mei vor râde. Eu folosesc cititul și ca pe o resursă, dar și ca pe escapism. Adică în momentul în care mi-e foarte greu uneori să gestionez niște lucruri, mă retrag într-o lume care poate să fie extraordinar de frumoasă. Nu trăiesc cu personajele acolo și nu trebuie să mă gândesc fix acum la ce am eu de făcut. Și acum 2 ani am fost invitată la o petrecere de Crăciun, unde mi-era greu să spun că nu mă duc, mi-a fost greu să stau, așa că am luat o carte din... Da, e și mai amuzat de atât. Din biblioteca gazdei. E ok, era de Crăciun, masa de Crăciun, și am citit-o în 3 ore, după care toată lumea se juca, se așa, da? Iar eu nu eram acolo. Da? Asta e o chestie, de la asta mă refer, că și copiii ăștia, când stau 4 ore, 5 ore, tot timpul, da? Poate să fie o resursă, dar poți și să o folosești. Da? E nevoie, e extraordinar, cumva... spun asta pentru că eu cu siguranță, da, aș vota forever cititul față de orice tehnologie. Dar uitându-mă la copiii cu care lucrez și cu care interacționez, că viața lor nu este viața mea și că lucrurile care pentru mine m-au ajutat și m-au format și faptul că eu am descoperit cărțile când eram copil a fost wow, pentru ei lumea tehnologiei este asta, le oferă ceva. Și avem nevoie să-i ajutăm să integreze partea aia, nu să o consume și să fie consumați de ea. Mulțumim foarte mult, Sabina. Dacă mai sunt întrebări, colega mea, este acolo. Mulțumesc. Seara. Mă interesează să știu cum spica profesorul în părinte că este descurajat acasă. De exemplu, nu știu, a luat o notă de 7 printre toate notele de 10. Sau, nu știu, îi spune că o să ajung să dea cu lavabilă, chiar dacă are doar note de 9 și de 10, dar îi se pare că nu-și face temele cum trebuie. Sau. Am depășit timpul. Primul lucru pe care l-aș spune... cum dă cu lavabilă? Dă bine cu lavabilă? Știți cât de importantă e treaba asta? Dacă ar da cu lavabilă, eu am căutat la un moment dat pe cineva, e foarte greu să găsești pe cineva care să facă o treabă, da? Pentru că de fapt asta este, din nou, de statut și de... Da? Dacă Krishnamurti, la un moment dat am văzut un interviu cu el în care spune... Dacă cineva este inginer și este un inginer foarte bun și cineva este un bucătar și este un bucătar foarte bun, este toată lumea ok, nu? Adică am nevoie de cineva să-mi construiască o casă, dar vreau și să mănânc. Da? Ideea asta de a categorisi anumite profesii, anumite ca fiind rele, inferioare, nepotrivite, este ceva, nu știu, atât de din epoca sclavagismului, care mi se pare că nu se termină. Este extraordinar să facă ceva ce îi place. Dincolo de faptul că s-ar putea acel copil chiar să fie
foarte bine, indiferent dacă e a șapte sau nu. Da, eu nu consider că ar fi cazul să tolerăm astfel de, un astfel de limbaj în prezența copilului. Putem să acționăm în mai multe feluri. În primul rând, copilul trebuie să știe că fiecare persoană are regulile lui de a interacționa, chiar dacă pot să fie nepoliticoase și cumva să fie detașați de acest mod care vine spre ei, adică să-l neutralizeze în interior, în primul rând, să nu accepte așa ceva. Eu învăț pe copii inclusiv cuvintele de la ceilalți colegi, să spună nu accept aceste cuvinte. Și le spun, eu ți-am spus că ești minunat, părinții tăi ți-au spus lucrul acesta, nu accept acele cuvinte. Și chiar copii care nu-și poate ar fi mai simplu să spună nu accept cuvintele astea, spun cum spun eu, nu accept aceste cuvinte și se oprește conflictul, după care în clasă dezbat cu ei ce cuvinte aducem la școală, cum ne ajută cuvintele. Iar pentru profesorii, în cursurile de fericire pentru profesori, le spun că fiecare cuvânt modelează creierul copilului și dau o bibliografie pe tema aceasta. Deci, sub nicio formă, nu este cazul să se accepte un astfel de limbaj, să devină firesc în școală. Se poate chiar din partea copilului, cu politețe, să îi se spună mi-am ales deja, nu știu, meseria sau fac un program, adică să înțeleagă profesorul că nu poate să impacteze copilul în felul acesta. Este un bullying, da, dar în primul rând profesorul să știe că nu este cumva să înțeleagă distanța aceasta, iar părintele... Nu, că am înțeles ce a spus. Adică, sau puteți să reformulați? Dar că este descurajat acasă. Profesorul îi spune părintelui că respectivul copil este descurajat acasă, părinte. Am înțeles. Ok. Așa este, da. Și noi reclădim această încredere... Bineînțeles că se poate face în discuție, în discuțiile la nivelul clasei, la fel pe ceea ce este firesc, pe ceea ce nu este firesc. Și copiii să cumva să devină imuni la aceste comportamente. Dacă am înțeles bine, vreau să reformulez, este dificultatea pe care un profesor îl are de a-i comunica părintelui, din perspectiva lui de profesor, că simte că acel copil nu este încurajat acasă. Aceasta era problema și întrebarea? Aceasta, nu? Cred că, în primul rând, nu ar fi o chestie într-o discuție. Ar trebui, apropo de comunitate, început un proces și a deschide un dialog în legătură cu această problemă. Am observat cum tendința e foarte ușor, din perspectiva de educator față de părinte, să pui un zid rapid, pentru că, automat, foarte mulți părinți au orice se spune despre copil ca fiind propria... oglindă și unora le este foarte greu să accepte, de foarte multe ori este așa de multă rezistență încât am avut cazuri în care am pierdut contactul cu acel copil și poate cu soluții reale de a rezolva anumite probleme pentru că părintele a refuzat să înțeleagă că există o problemă și atunci aș zice că e nevoie de multă înțelegere și compasiune și din partea noastră ca educator în acel dialog și cumva și iniția discuția cu întrebări către părinte, cu ce crede el că se întâmplă cu acel copil dacă nu reușește să rezolve anumite lucruri. Sau aș porni pur și simplu foarte precaut, aș porni un dialog care ar continua, nu ar fi ceva ce cu siguranță s-ar rezolva într-o singură discuție. E clar că acolo există niște lucruri cu care trebuie lucrat și care poate vin mai din urmă și cred că e esențial să lucrăm ca o echipă și să nu mai existe această trasare de linii între școală și acasă. Să reușim să... Eu, ca educator, dacă petrec 7-8 ore uneori cu copilul tău ca și părinte, sunt o resursă incredibilă să putem lucra împreună să vedem ce se întâmplă copilul tău și invers. Am nevoie să știu ce se întâmplă acasă și am nevoie să înțeleg ce procese au loc acolo. E foarte frustrant când descoperi că un copil care își schimbă comportamentul uneori și peste noapte, după multă, multă vreme, descoperi lucruri care se întâmplau acasă. Eu știu, separări între părinți sau, eu știu, moartea cuiva în familie sau lucruri la care tu nu ai avut acces și care te-ar fi ajutat foarte mult să pui umărul. Adică să fim împreună în chestia asta pentru copil. Și aici întrebarea esențială e legată de care sunt intențiile. Urmărim intențiile copilului, ego-urile noastre, ce e aici, ce se discută. Cam asta. Dar e ceva ce nu s-a rezolvat într-o singură discuție, cred eu.
Mulțumesc foarte mult, la Vasilescu. Dacă mai sunt întrebări? Dacă nu, mai sunt? Nu mai sunt? Dacă nu, declar închis acest eveniment. Această seară frumoasă, mulțumim foarte, foarte mult pentru că ați fost alături de noi. Da, două și vreo... Microfonul ăsta, toată seara ne-a făcut figuri. Cum spuneam, vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de noi. Evenimentul Educație versus Învățământ, asumarea rolului formator în dezvoltarea copilului și alegerea celei mai bune variante în educație, alături de invitatele noastre, Andreea Neagu, Lila Vasilescu, Andreea Puiu și Sabina Strugariu. Nu uitați ce v-am spus la începutul acestui eveniment, campania Te așteptăm în librărie, o campanie care va dura până pe 1 noiembrie, urmează în perioada imediat următoare. Am programat mai multe evenimente pe care le vom organiza în librăriile partenere din București. Următorul eveniment pe spiritualitate creștină, colecția Spiritualitate creștină, vă invităm la librăria Cărturești Verona de pe Magheru. Un eveniment care va avea loc marți pe 10 septembrie la aceeași oră la care a început și evenimentul din această seară, ora 18:30. Mulțumindu-le invitatelor noastre și dumneavoastră pentru că ați fost într-un număr atât de mare alături de noi și ați rămas până la finalul acestui eveniment, vă doresc în continuare o seară minunată!